Vă propun așadar să începem și mă bucur tare mult că am avut ocazia să intrăm în legătură și că ați răspuns invitației noastre în număr atât de mare. Pentru cei care nu mă știu, eu mă numesc Oana Scarlat și sunt aici împreună cu colega mea Simona Podgoreanu și cu ceilalți membri ai echipei de training a cursului de leadership, Monica Minoiu și Lavinia Rașcă și alături de colegii mei din echipa de suport, care cu toții au fost alături de noi ca să facă acest eveniment să meargă foarte bine. Și vom explora, cum am spus, o temă foarte faină care se află în top în perioada aceasta din perspectiva angajatorilor, fiind una dintre cele mai căutate competențe de leadership, zona de inteligență emoțională. Pe scurt, o să vă prezint agenda următoarelor 2 ore. Vom începe cu o scurtă prezentare a Execedu și a programelor noastre. Vom face o scurtă incursiune în programul de leadership 360 și avem aici alături de noi și absolvenți foarte dragi nouă pe care ne bucurăm să-i revedem și, cum spuneam, și trainerii programului. Și vom face acest lucru pentru că cursul de astăzi, cursul din această seară, reprezintă o degustare a programului de leadership 360, care este cel mai complex program de leadership pe care îl organizăm la Execedu. Apoi vom intra în conținutul serii, în conținutul sesiunii de inteligență emoțională, pe care în mare parte o va facilita colega mea Simona Podgoreanu. Și mai departe vom avea o sesiune de întrebări și răspunsuri și o să avem la final și o veste și o surpriză pentru voi. Ce vă voi ruga este, sigur știu că nu putem să replicăm ceea ce se întâmplă într-o sesiune obișnuită de curs unde lucrăm cu 15-20 de participanți și interactivitatea este maximă. Însă succesul acestui curs și beneficiile maxime le veți lua dacă veți contribui. Așadar, de câte ori veți dori să adresați o întrebare, fie în sesiunea de final, fie pe parcursul programului, vă rugăm să faceți acest lucru și să vă porniți camera și microfonul și să luați cuvântul. Altfel, vă rog să vă țineți microfoanele închise pentru a nu crea microfonie. Bun. Acestea fiind spuse, pentru că orice gazdă care se respectă și care respectă și pe ceilalți, este bine să se prezinte, o să vă spun mai multe despre Execedu, care este de 20 de ani pe această piață de training și se adresează în special managerilor și antreprenorilor și specialiștilor care își doresc să ocupe o poziție de leadership. În acești 20 de ani, sigur că ne-am format o echipă foarte puternică de traineri. Sunt peste 40 de persoane în echipa noastră de traineri și elementul diferențiator este și a fost experiența de business. Astfel că ei sunt manageri, antreprenori, consultanți care au în paralel cu activitatea de training și un job în viața reală, ca să zic așa. Deci vorbesc aceeași limbă cu participanții. Peste 20.000 de cursanți, da, știu, este mult și paleta de programe de asemenea este foarte largă. Împreună cu ASEBUS, care este cea mai veche școală de business din Europa Centrală și de Est, avem cel mai diversificat portofoliu de programe pentru manageri și antreprenori din România. Și acționăm atât în zona de business, dar și în zona de well-being. De asemenea, organizăm programe pentru companii. Atunci când o companie are nevoie specifică și dorește un curs personalizat, este momentul în care intrăm în compania respectivă, aflăm care sunt obiectivele și construim un program de la zero care este super personalizat pentru compania client. Ce am făcut în perioada pandemiei? Pentru că noi credem foarte mult în cursuri care țin cont de experiență, care sunt interactive și dinamice și care implică participanții. Și asta a fost un demers, care ne-a descumpănit în primele zile de pandemie, când a trebuit să stăm acasă. Însă foarte rapid ne-am repliat și am construit o paletă de cursuri pe care acum o avem sub umbrela brandului eGrow,
Și sunt peste 20 de cursuri online adaptate perioadei acesteia pe care o traversăm. Și vreau doar să împărtășesc cu voi un scurt filmuleț despre ceea ce s-a întâmplat în perioada aceasta. Se aude? Ok. Da. Da, se aude. Așadar, am avut foarte multă treabă, așa cum ați văzut. Au fost câteva luni de zile intense în care am organizat de asemenea destul de multe evenimente gratuite pentru diverse tipuri de comunități care au trecut prin perioade mai puțin favorabile. Și mai departe, toate programele noastre au fost trecute în zona de online. Cele mai complexe programe pe care le avem sunt programele Academiei de Management Exekedu, care au o anumită particularitate, și anume nu se desfășoară în 2 zile, pentru că noi credem foarte mult în construirea de abilități și nu în genul de programe pe care le faci foarte rapid și nu ai timp să construiești aceste abilități. Și atunci cursurile noastre se derulează pe parcursul la câteva luni de zile, astfel încât pe parcursul programului ai ocazia să te duci, să exersezi, să vezi ce funcționează, să vezi ce nu funcționează și să discuți mai ales cu colegii, să împărtășești gândurile și ideile tale în echipă. Acestea sunt programele pe care noi le organizăm inclusiv în această toamnă. Nu a existat niciun an în care să nu ținem aceste cursuri, și ele au devenit treptat foarte populare. Datorită acestui mod de organizare, aș spune eu în primul rând, pentru că îți antrenezi competențele într-un context de învățare special care are acest format special. O altă componentă este cea de networking. În 2 zile nu ai timp să cunoști echipa, dar într-un program de câteva luni de zile cunoști și ai ocazia să intri în legătură cu oameni excepționali care sunt la fel de deschiși să împărtășească ca și tine și să nasc prietenii, să nasc relații de business care sunt foarte interesante și de multe ori se și recuperează investiția la curs. Și bineînțeles, pe parcursul unui astfel de program, chiar dacă ai niște concepte anterior, ceea ce face acest program, un astfel de program este că te ajută să-ți clarifici ideile, să structurezi ideile și planurile și să acționezi cu mult mai multă încredere, pentru că vezi că se poate, vezi că lucrurile se întâmplă, și cum spuneam, intrând în legătură și cu alți colegi din alte industrii, se creează acest grad de mare de încredere. Nu în ultimul rând, opțiuni certificat valoros. Programele noastre sunt certificate național, unele internațional, și asta le face să fie foarte interesante și din punct de vedere al opțiunilor de carieră viitoare. Și asta se vede pe parcursul traiectoriei carierei absolvenților noștri pe care i-am urmărit și le-am urmărit evoluția foarte frumoasă. Și vreau să vă spun despre 2 din aceste cursuri. Spunem noi că Management 360 este programul vedetă Exekedu, pentru că este cel mai vechi program, cel mai apreciat, dar și cel mai complex. Îl organizăm de 20 de ani și este o alternativă pentru un antreprenor sau un manager care își dorește să înțeleagă rapid, să aibă privirea de ansamblu asupra unui business, dar nu are neapărat un interes să ia un titlu MBA sau să petreacă 2 ani de zile într-un program mai amplu, pe care colegii noștri de la ASEBUS îl oferă unui anumit segment de manageri. Astfel că în câteva luni de zile, cu programul de management 360, ai ocazia să înțelegi business, da? Și să poți să acționezi fie în departamentul pe care îl conduci, fie în compania pe care o conduci,
având o înțelegere foarte clară a tuturor proceselor de business. Și sunt 6 module de curs, începem în luna noiembrie și trecem prin toate procesele importante de business, așa cum am spus, adaptând în permanență tot ceea ce se întâmplă, toate tematicile la contextul actual. Deci, în permanență, lucrurile se aliniază la ceea ce se întâmplă în piață. Acum e criză, poate că, nu știu, peste câțiva ani va fi creștere. În permanență ne uităm și la contextul de piață. Se lucrează mult în echipă, sunt studii de caz complexe, de tip Harvard, proiecte, exerciții, simulări. Avem această simulare turnaround, care se întâmpla la munte, dar care s-a întâmplat foarte frumos și în online, în camere de lucru. Avem o componentă de mentoring pentru a ajuta participanții să aplice conceptele și experții noștri sunt alături de ei pe tot acest parcurs cu sesiuni de mentoring și nu în ultimul rând avem și o sesiune de coaching în program. Programul Leadership 360 este un program complementar celui de management pentru că dezvoltă aptitudinile soft de care avem atâta nevoie și Simona vă va povesti cât sunt de importante. Programul de Leadership 360 este unul din cele mai complexe cursuri de leadership de pe piață și nu numai că este complex, dar are o perspectivă tridimensională. Adică abordăm leadership-ul atât din perspectivă personală, ne uităm la noi înșine, cum suntem noi ca lideri, ce avem de îmbunătățit, care sunt zonele pe care le avem de îmbunătățit, pe ce vreau să pun accentul, da? Ne uităm la cum ne conducem echipa, dar ne uităm și la zona strategică, pentru că am nevoie să știu încotro îmi conduc echipa, care este viziunea mea ca lider, care sunt valorile mele și, bineînțeles, care este strategia, cum să-i duc mai departe. Deci sunt aceste trei componente la care ne uităm. O altă componentă importantă a cursului este acest plan de dezvoltare individual. Practic, în paralel cu sesiunile cursului, fiecare participant are ocazia să-și identifice un set de competențe pe care vrea să le dezvolte. Și facem asta cu ajutorul unor evaluări foarte faine, folosim o evaluare a inteligenței emoționale și alte evaluări de comportament și de personalitate, cu ajutorul cărora ne identificăm zona de dezvoltare. Fie că este autocontrolul, fie că este comunicare asertivă sau empatie sau orice altceva. Și lucrăm împreună cu Simona, care este și coach certificat, pentru a îmbunătăți acea competență. Iar acesta este un rezultat foarte concret, dincolo de sesiunile programului care ne adaugă niște competențe esențiale de leadership. Acesta este un rezultat foarte concret și rămânem cu un model pe care îl folosim pe tot parcursul vieții noastre și pentru alte tipuri de competențe pe care le identificăm ulterior. Cursurile sunt online săptămânal, marțea după amiază, timp de 3 ore, dar avem un start intensiv sâmbătă, vineri și sâmbătă, pe 18 și 19 septembrie, pentru a crea cadrul și a ne cunoaște mai bine. Cum spuneam, folosim și niște metodologii care ne ajută și niște instrumente cu ajutorul cărora putem să ne înțelegem foarte bine personalitatea și stilul de gândire și comportamentele. Acestea sunt competențele dezvoltate în program, pe parcursul sesiunilor cursului, dar nu aș vrea să insist mai mult asupra lor, aș vrea doar să o să le dau cuvântul mai departe și absolvenților noștri. Aș vrea doar să punctez diversitatea companiilor și a industriilor, pentru că fiecare dintre participanți vine cu un bagaj de cunoștință anterior, vine cu niște experiențe în zona de leadership pe care le împărtășește pe tot parcursul programului și din asta se câștigă enorm întotdeauna în orice tip de interacțiune, chiar și în online. Și câteva poze de la clasă. Aici sus este ultima întâlnire pe care au avut-o cursanții de leadership din februarie, care au început în februarie și care au terminat foarte recent, după care am fost nevoiți să intrăm în online. Și așa s-au întâmplat lucrurile în online, la fel de participativ. Și acum v-aș propune să ne cunoaștem, pentru că am vorbit foarte mult despre noi, dar nu am avut ocazia să vă cunoaștem pe voi. Și o să lansez un scurt poll în care o să vă rog să ne spuneți în ce rol ați
Ați venit astăzi, din ce rol în sfera profesională ați venit astăzi la întâlnirea noastră? Dacă puteți să răspundeți, o să avem un minut pentru completarea polului, ca să ne cunoaștem mai bine publicul, cel puțin cel de pe Zoom. Ok, încep să adune voturile și o să împărtășesc imediat și rezultatele polului cu voi. E aproape gata. Și mai lăsăm doar câteva secunde pentru vot. Din câte văd, avem foarte mulți manageri alături de noi. Acum am închis și polul și avem 122 de răspunsuri care ne arată componența grupei din această seară. Manageri 45%, antreprenori, 37%, antreprenori 10%, profesii liberale, traineri și profesori. Super, mulțumesc tare mult! Și mai departe o să invit și absolvenții noștri să ne spună două vorbe despre experiența lor la cursurile noastre și vreau să-i dau cuvântul lui Ilir, care a fost alături de noi la două dintre cursurile noastre, și management și leadership, și la altele de mai scurtă durată, și le rog să ne spună în două vorbe care e experiența lui vis-a-vis de aceste cursuri. Vă salut tuturor! Îmi face o deosebită plăcere să vă revăd, atât pe profesorii mei din Exechedu, cât și probabil ceilalți participanți pe care nu am posibilitatea să îi văd pe toți acum online, dar probabil pe câțiva dintre ei îi cunosc. Am participat la cursurile Exechedu începând de acum 2 ani. În prima fază am participat la cursul de leadership, pentru că a fost o componentă la care eu simțeam nevoia ca să trebuie să o dezvolt mai departe, cu scopul de a performa mai bine în relațiile mele cu echipa mea și în eforturile mele de a crește rata de retenție a personalului, pentru că, după cum bine știți, era o perioadă în care toată lumea atunci a suferat de lipsa forței de muncă. Și am fost îndreptat de către consultantul meu de management să particip la aceste cursuri. Vreau să vă spun că, în afara faptului că am cunoscut niște oameni extraordinari acolo, atât în ceea ce privește stafful cursului, în frunte cu doamna Lavinia, dar cât și toți ceilalți participanți la curs, a fost o experiență foarte frumoasă pentru mine și m-a ajutat foarte mult în a conștientiza anumite concepte despre care chiar simțeam nevoia că trebuie să le am și să le dezvolt mai departe. Am avut foarte multe revelații, să zic așa, mai ales după ce am făcut acel test sau chestionar Hogan. Acolo am descoperit, de fapt,
și care sunt valorile anumitor criterii după care se măsoară această inteligență emoțională. Și, de fapt, de acolo mi-am dat seama care este fundamentul anumitor decizii pe care le-am luat pe parcursul activității și vieții mele, atât pe plan profesional cât și pe plan personal. Și de atunci, chiar într-o seară de curs, mi-am făcut acel plan individual de dezvoltare. Am încercat din toate puterile mele să mă țin de el și toți cei care mă monitorizează, să zic așa, din exterior, atât din familie cât și din rândul echipei mele, deja îmi spun, auleu șefule sau auleu tati sau soțule, după caz cum este, spune că deja vedem niște lucruri, niște schimbări la tine. Da. După aceea am participat și la cursul de management 360. A rămas să ne mai vedem o dată ca să formalizăm, să zicem așa, finalizarea acelui curs care, na, din păcate, după cum știm, finalul lui se nimerea exact atunci când a început pandemia în România, care într-adevăr a avut un impact uriaș asupra activităților mele profesionale ca manager. Nu ascund faptul că am mai participat și la alte cursuri de management de la alte organizate de alte companii, dar vreau să vă spun că este cu totul altceva. Este un curs de management la care se pune accentul într-adevăr, așa cum este și denumirea lui 360 de grade, pe mai multe planuri. Atât și pe analiză financiar-contabilă, pe partea de marketing, pe partea de dezvoltare, pe partea de relație cu echipa și așa mai departe. Fără doar și poate că a contat participarea mea la aceste cursuri pe plan profesional, și sper că cunoștințele obținute în aceste cursuri să nu se ștargă așa ușor din memoria mea. Oricum, intenția mea este să particip și pe viitor și la alte cursuri care se organizează în cadrul Exekedu. Am participat la două sau trei dintre ele acum, în primăvară, mi se pare, online, aia pe partea de nutriție, de productivitate, etc. Dar intenția este să particip și pe viitor, așa că chiar vă rog să mă țineți și pe mine în priză și la curent, să zic așa, cu toate noutățile pe care le aveți acolo. Fac un apel la toți ceilalți colegi din această seară care participă online, care nu au avut o posibilitate să interacționeze până acum cu personalul și cu programele Exekedu, să o facă cu cea mai mare încredere, pentru că nu o să aibă decât de câștigat. Mulțumim tare mult, Ilir. Eu mă obișnuiesc foarte greu cu mediul ăsta online. Eu sunt un tip care vreau să socializez fizic din aproape cu toată lumea. Îmi vine să vă îmbrățișez pe toți acolo, dar na, acum... De altfel, un scor foarte mare la inteligența emoțională și empatia, dacă mi-amintesc bine, Ilir, și într-adevăr au fost progrese foarte frumoase și ne-am bucurat mult că un antreprenor așa ca tine a evoluat și a fost și mai departe, și-a și dorit să delege și altor colegi participarea, pentru că au participat și alți colegi din companie. Da, am adus și alți colegi din echipă acolo, pentru că noi, fiind într-un prim plan de expansiune sau de dezvoltare a business-ului, să zic așa, am simțit nevoia ca să deleg din sarcinile mele altor persoane, adică să fac coordonator de echipe sau manager de echipe sau de departamente sau chiar
lider de echipe, i-am selectat din cadrul tuturor colegilor mei, pe, să zicem, nu neapărat pe cei mai vechi, dar pe cei care, la care am identificat eu anumite calități care pot să facă acest job cât mai bine. Și într-o zi când am întrebat-o pe Lavinia într-un curs, dacă există și ceva cursuri mai subțiri sau mai soft, așa, pentru oameni care nu au pregătire sau experiență managerială, mi-a răspuns afirmativ și așa am aflat și despre acel curs de manager pentru prima dată și am trimis 3 sau 4 colegi de ai mei care au luat în parcursul acelui curs noțiunile de bază pentru a performa cât mai bine în noua ipostază pe care au în companie și drept dovadă că și acum se recunoaște amprenta participărilor la aceste cursuri. Mulțumim tare mult, Ilir! Mulțumim pentru împărtășirea impresiilor tale. Dăm mai departe, mergem mai departe și vreau să prezint foarte pe scurt echipa cursului de leadership. Lavinia Rașcă, care este aici alături de noi, este unul dintre cei mai cunoscuți experți în strategie și antreprenoria din România. Și este un exemplu de leadership, pentru că, dincolo de faptul că conduce Execedu, este directorul Execedu și ea coordonează și a coagulat această echipă minunată de peste 40 de traineri. Monica Minoiu, care iarăși este alături de noi, este și a fost dintotdeauna un om de business, cu un lung traiect de companie multinațională în poziție de top management ca director de achiziții în una din cele mai mari multinaționale din România și apoi cu un traiect antreprenorial, acum este consultant antreprenor și trainer Execedu. Simona Podgoreanu, care va lua ștafeta foarte curând, este manager de resurse umane de mai bine de 14 ani, iar în prezent conduce funcționa de resurse umane în cadrul KPMG România. Este de asemenea coach și trainer certificat. Și cu umilință mă alătur și eu cu o sesiune în acest program și la rândul meu vin cu experiența mea de foarte mulți ani în a lucra cu oameni în proiecte faine de training, de coaching și de dezvoltare. Acestea fiind spuse, vreau să dau cuvântul Simonei pentru a lua startul și a intra în conținutul sesiunii noastre pentru tema de inteligență emoțională. Mulțumesc frumos, Oana! De fapt, această sesiune eu nu o să o fac singură, pentru că Oana ne-a prezentat pe toți, dar a uitat să spună că îmi va fi colegă în această sesiune și mă bucur foarte tare. Așa că veți avea doi traineri, să spunem, în întâlnirea de astăzi și ne bucurăm amândouă să fim alături de voi. Eu mă bucur în mod particular că particip la un demo, la un curs, cursul acesta de Leadership 360, în care eu cred foarte mult, pentru că am văzut oameni transformându-se. Exact așa cum spunea Idir, dacă urmărești cu perseverență și sens, să spunem, aceste planuri de dezvoltare individuală pe care le facem în cadrul cursului, planuri care se referă la dezvoltarea unei competențe emoționale, ajungem să se întâmple transformări relevante pe care le văd nu numai oamenii din de la serviciu, oamenii din job, ci și oamenii dragi nouă, cei din familia noastră sau dragi nouă dincolo de job, să spunem. De aceea mă bucur să fac alături de Oana astăzi un demo, dacă vreți, a ceea ce se întâmplă într-o sesiune în cadrul cursului de Leadership 360 și dacă ceea ce vedeți astăzi o să vă placă, vă invităm cu mare drag la acest curs. Și astăzi, ca subiect, așa cum știți, Oana deja l-a anunțat, o să mă refer la inteligența emoțională în leadership și o să vă invit să vorbim despre un subiect care, vă spun
sincer că mi-a schimbat viața atât ca manager, ca antreprenor, ca părinte, ca prieten, dacă vreți. Da? Deci a avut un impact atât asupra vieții mele personale, cât și asupra vieții profesionale, pentru că zona aceasta de inteligență emoțională ne ajută să rezonăm atât cu noi înșine, dacă o avem, dacă facem un management corect al ei, cât și în relația, în relația cu ceilalți. Și astăzi o să vă invit să ne uităm la câteva elemente legate de zona de inteligență emoțională și va fi un curs foarte interactiv, un workshop foarte interactiv. O să vă rog cu ocazia aceasta fie să ne scrieți pe chat, fie să interveniți, nu stați deoparte, pentru că curajul este o competență emoțională și dacă tot vorbim despre zona de inteligență emoțională, haideți să începem să o manifestăm încă de azi, punându-ne punctele de vedere și contribuind la ceea ce se întâmplă acum. O să vă provocăm și noi, cu siguranță, dar este foarte bine să interveniți de câte ori aveți întrebări. Astăzi ne-am propus să abordăm trei subiecte și anume să înțelegem la sfârșitul întâlnirii de azi care este diferența dintre inteligența intelectuală și inteligența emoțională și care dintre aceste două tipuri de inteligență este mai valoros. În mod particular să ne uităm care este contribuția inteligenței emoționale în, atât la serviciu, spuneam, cât și în viața personală și o să dăm exemple, zic eu, relevante pentru fiecare dintre noi și mai multă analiză pe zona de ce înseamnă această inteligență emoțională, nu numai la nivel superficial să vorbim despre zona de competențe, dar care sunt, când spunem competențe emoționale, la ce ne referim, cum stăm noi versus aceste competențe și cum am putea, bineînțeles, să le îmbunătățim. Așadar, o să vă și provocăm, o să avem și niște teme de dezbatere, o să vă împărțim pe grupe de lucru, dar asta nu vreau să stric surpriza chiar de la început, însă zic eu că va fi interesant. Câteva cuvinte despre felul în care a apărut zona aceasta de inteligență emoțională în discuția școlilor de afaceri, pentru că... În Berceni... Cred că cineva are microfonul deschis. Este o întrebare sau cineva este cu microfonul deschis? Ok. Mulțumesc frumos să-l închideți, deschideți-l când vreți să ne întrebați ceva și chiar vă rog încă o dată să o faceți. Spuneam că acest concept a intrat în atenția școlilor de afaceri din lume, Harvard, MIT și așa mai departe, în momentul în care au vrut să facă un demers de marketing și au pornit la drum în acest demers de marketing de la ideea hai să arătăm evoluția profesională a absolvenților noștri, să arătăm că toți cei care termină programe de management din Harvard, din MIT, din Stanford și așa mai departe, se duc pe poziții manageriale relevante și cariera lor se duce spre topul organizațiilor. Și cum puteau să facă mai bine acest lucru decât uitându-se la evoluția profesională, la cariera absolvenților lor. Și au început o cercetare să vadă și să demonstreze întregii lumi procentul mare de persoane care sunt pe poziții manageriale odată ce au terminat astfel de programe. Vă reamintesc că la vremea respectivă, modalitatea de a se califica în astfel de programe era dată de nivelul de IQ, pentru că se dădeau teste de inteligență intelectuală. Și atunci demonstrația era foarte simplă. Dacă noi luăm oameni cu un IQ la nivel peste medie, puși într-un program recunoscut de întreaga lume ca fiind un program outstanding, da, din punctul acesta de vedere, nu poate să ducă decât la o carieră care se duce spre topul organizațiilor. E, problema este că rezultatul nu a fost neapărat, rezultatul acestei cercetări nu a fost neapărat cel așteptat. Au văzut că, într-adevăr, absolvenții de astfel de programe sunt
în posturi relevante și sunt contributori cu o carieră frumoasă, dar nu neapărat cu o carieră managerială. Deci nu erau neapărat pe poziții manageriale. Și atunci au reluat firul acestei cercetări și și-au pus întrebarea ce lipsește. De ce dacă IQ-ul este acolo, dacă informațiile, cunoștințele manageriale sunt acolo pentru că ai absolvit programe, cele mai bune programe din lume, totuși nu te califici în zona de nivel managerial în organizații. Și analiza a pornit de aici. Dacă persoana cu umbrela este managerul nostru, care are în coordonare o echipă de oameni, pentru a-și atinge obiectivele departamentale, el nu are o legătură directă cu aceste obiective niciodată. Deci noi, ca manageri, n-am putea să facem singuri aceste obiective. De aceea spun că nu suntem în legătură directă. Ești în legătură directă și avem aici membrii echipei, știm bine că obiectivele unui departament se sparge și fiecare dintre se sparg aceste obiective și fiecare dintre noi primește obiective la care poate să contribuie în mod individual, cumva, da? Deci depinde de mine ceea ce fac. În cazul unui manager, el poate să influențeze atingerea acestor obiective influențând echipa, făcându-mă pe mine să fiu mai motivat și mai implicat, mobilizându-te pe tine, ajutându-te să înțelegi task-urile și să contribui la ele pe o altă persoană din echipă. Deci cumva pentru ca aceste obiective să se întâmple, el nu poate să acționeze în mod direct asupra lor, ci prin intermediul fiecărui om din această echipă. Ceea ce doar uitându-ne la acest slide, putem să tragem concluzia că ne trebuie un anumit tip de competențe atunci când suntem în legătură directă cu obiectivele. Noi lucrăm la obiectivele noastre, chiar dacă în realizarea lor interacționăm în stânga și în dreapta cu colegi, și alt gen de competențe în momentul în care eu ating aceste obiective, doar dacă fiecare dintre voi le atinge. Cu alte cuvinte, sunt competențe de mobilizare, motivare, de arătarea direcției, implicarea oamenilor. Da? Și aceste competențe sunt, de fapt, competențe emoționale. Și în acest moment, prin această analiză, ne dăm seama că, de fapt, în momentul în care ne exercităm rolul managerial, rolul antreprenorial, dacă vreți, rolul de părinte, pentru că avem copii pe care trebuie să orientăm într-o anumită direcție, da? Sau ne dorim să orientăm într-o anumită direcție, practic, vorbim despre accesarea a două tipuri de inteligență. Inteligența intelectuală, care este responsabilă de anumite părți ale succesului nostru, să spunem, are o anumită contribuție la succesul nostru, și inteligența emoțională, care se referă la alte elemente care contribuie la rândul lor la acest succes. De fapt, când vorbim despre inteligența intelectuală, vorbim despre ce? Vorbim despre această abilitate de a înțelege lucruri. Atunci când este nevoie să înțeleg o sarcină, să înțeleg un task, să înțeleg o situație, eu îmi accesez acea parte a creierului, și o să vedem mai târziu, care vorbește despre IQ, așa mai numim inteligența intelectuală, da? Nivelul de IQ. Și este abilitatea noastră de a înțelege lucruri, de a învăța, de a reține, de a memora, de a identifica posibilități, de a genera alternative și așa mai departe. Fiecare dintre aceste tipuri de inteligență, inteligența intelectuală și inteligența emoțională, participă diferit la succesul nostru, așa cum spuneam. Pe de o parte, inteligența intelectuală vine și contribuie la învățarea academică, la limbaj, la gândire rațională, la analiză, în timp ce inteligența emoțională se referă la felul în care eu creez relații
și felul în care stau și reușesc să am un echilibru în aceste relații, fie că sunt relații eu cu mine, da? Deci este o relație eu cu mine, această relație intrapersonală, pentru că a-ți menține un echilibru și a sta într-o zonă de echilibru în emoții înseamnă o gestionare corespunzătoare a propriilor emoții, deci este vorba de competențe intrapersonale, fie în relația mea cu tine sau în relația mea cu ceilalți, deci competențe interpersonale sau sociale. Deci, pe de o parte, avem zona de inteligență intelectuală care contribuie la înțelegerea unor situații, generarea alternative memorie și gândire rațională și pe de altă parte avem zona de inteligență emoțională care înseamnă, o să vedem mai departe, controlul propriilor emoții și ale altora, da? Astfel încât să creăm o relație stabilă în echilibru și dincolo de echilibru generatoare de succes în relația dintre noi. Și mi s-a părut că aici, pentru a înțelege diferența dintre inteligență intelectuală și inteligență emoțională, ar fi interesant un exemplu. Citeam o descriere a lui Jeff Bezos, probabil că ați citit despre el, este fondator și CEO Amazon, care povestea de o vacanță petrecută alături de bunicii lui. El mergea cu bunicii în fiecare vară și vizitau diverse părți ale Americii petrecând timp împreună. Și el spune că într-una din aceste excursii, dacă vreți, a început să vadă, el stătea în spatele mașinii, bunicul și bunica în fața mașinii și a început să vadă pancarde care, bineînțeles că veneau cu această reclamă împotriva fumatului și care spuneau că la fiecare fum de țigară tras îți reduci viața cu 2 minute, da? La fiecare... Și atunci el, fiind extrem de bun la matematică, nivelul de IQ, da? Inteligența intelectuală era mare, asta înseamnă că ai succes în analize, în calcule și așa mai departe, a început să calculeze, știind numărul de țigări din discuția dintre bunici, numărul de țigări pe care bunica le fumează zilnic și interesându-se despre cam câte fumuri tragi într-o țigară, foarte viteaz și foarte fericit pentru inteligența lui, i-a spus bunicii, bunica, am calculat, practic cu tot ce ai fumat până acum ți-ai redus 9 ani din viață și dacă continui așa, mai ai cam atât de trăit. Și s-a uitat la ei gândindu-se că va fi lăudat pentru ascuțimea minții. Reacția n-a fost cea așteptată. Bunica mai întâi s-a șocat, după aia a început să plângă. Bunicul, așa cum îl descrie, era un om calm, echilibrat, care nu se enerva niciodată. A văzut-o pe bunică plângând, pe el fericit și după aia confuz pentru că nu știa ce se întâmplă, a tras mașina pe dreapta și l-a invitat să iasă din mașină și a spus, ține minte ce spun Jeff, este mai greu să fii bun decât să fii inteligent. Se poate să avem o ascuțime a minții extraordinar de mare și să putem să facem calcule matematice foarte rapid, să avem o bună înțelegere a ceea ce ni se cere, dar în relația cu ceilalți să facem lucruri care jignesc sau care rănesc, dacă vreți. Și aici noi în cadrul cursului facem un exercițiu și doar atât vă mai povestesc și apoi trecem la niște întrebări pe care vrem să vi le adresăm. Întrebăm cursanții, rugăm cursanții să aibă, să facă rost de o placă de lemn, un ciocan și cuie și timp de o săptămână, pentru că așa cum v-a prezentat Oana, cursul nostru se întâmplă cu o frecvență săptămânală, seara, începând cu ora 5, sunt rugați ca în fiecare seară, timp de o săptămână, să acorde 5 minute următoarei analize. Care este persoana căreia i-au creat o emoție negativă în timpul zilei? De orice natură ar fi această emoție, nu contează intensitatea, emoție negativă puternică sau mică, ci faptul că au creat o emoție negativă. Și care este această persoană, în momentul în care o identifici,
Baci un cui în bucata de lemn și scrii numele persoanei respective. Dacă ai creat emoții negative mai multor persoane în ziua respectivă, pui 3 cuie, 2 cuie, 7 cuie și numele persoanelor respective. Și la fel ți se cere să faci în fiecare seară și după o săptămână vii la curs și ne uităm și vedem. Unii au bătut 5 cuie într-o săptămână, alții 50 de cuie într-o săptămână, fiecare în funcție de cât de atent a fost la emoțiile create sau nu față de cei din jur. Dar este un exercițiu interesant pentru a-ți da seama și față de tine, dar și față de ceilalți, cam cum ești în relația aceasta cu cei apropiați, fie de la serviciu, fie de acasă. Pentru că analiza se face și acasă, și pentru acasă, și pentru serviciu. Interesant e ce se întâmplă în săptămâna următoare. În săptămâna următoare tema este, fiindcă nu s-a terminat aici, tema este să, în fiecare zi, să te gândești să faci niște lucruri pozitive care să genereze emoții pozitive persoanelor de pe placa de lemn, cărora le-ai scris numele pe placa de lemn și care au avut o emoție negativă generată de tine. Și asta este exercițiul tău, să le generezi, să reușești să le generezi o emoție pozitivă. Dacă ai reușit, seara poți să scoți cuiul din dreptul persoanei respective. Dacă n-ai reușit, rămâi acolo și mai încerci a doua zi. Ne întâlnim după o săptămână și la sfârșitul acestei săptămâni, unii au reușit să scoată toate cuiele, alții au reușit să scoată o parte din ele, dar fiecare a făcut această temă și s-a redus numărul de cuie de pe bucata de lemn. E interesant să ne uităm ce se vede pe bucata de lemn și v-aș întreba dacă vă imaginați această temă făcută de voi. Ce vedeți pe bucata de lemn? La urmă, multe găuri care rămân. Vedem găuri. Exact. Vedem că nu mai sunt cuie, dacă am reușit să le scoatem pe toate, însă pe bucata de lemn nu mai vedem așa cum era înainte, ci o vedem găurită. Cum ați explica asta? Au rămas urmele acelor sentimente. Au rămas urmele emoțiilor negative. Da, Alin? Poți să zic așa? Alexandra, am văzut că ai ridicat mâna, nu vă pot vedea pe toți, dar nu ridicați mâna, ci apăsați, dați unmute. Asta voiam să spun și eu, că sunt urmele pe care le lasă emoțiile respective. Adică, sigur că poți repara în timp, dar realitatea este că durează. Apropo de, ai grijă cum îți folosești cuvintele, pentru că pot face răni foarte adânci și nu doar cuvintele, și acțiunile și tot așa. Ideea e că bine că putem să reparăm, dar să ne asumăm că o să ia ceva timp. Sigur, în funcție și de cât de evoluat emoțional este și celălalt om și de câtă capacitate de înțelegere are. Dar oricum se întâmplă. Da, bucata de lemn ne spune că indiferent de felul în care de evoluat este acel om, emoția negativă este mai puternică decât emoția pozitivă. Dacă e ceva ce vă rog să rețineți până acum, este bucata de lemn cu găuri. Luați-o cu voi. De ce? Pentru că emoția negativă este mai puternică decât emoția pozitivă. O să venim imediat după, în câteva minute, o să vorbim, o să și înțelegem de ce. Pentru că e un motiv pentru care se întâmplă acest lucru și o să înțelegem de ce. Însă, asta este o imagine foarte puternică. Pe mine m-a ajutat mult imaginea aceasta în a-mi regla felul în care mă raportez la oameni și în a înțelege că este mult mai greu să repari decât dacă nu produci. Când e vorba de emoții, pentru că aici vorbim despre zona de inteligență emoțională, da? Și aș zice, haideți să avem această imagine, să luăm cu noi bucata de lemn cu găuri, momentul în care interacționăm cu oamenii. Atenție, nu înseamnă că nu trebuie să interacționăm. Nu este vorba despre ce spunem, ci despre cum spunem, mai ales, da? Dar o să revenim. Ce vreau să vă provoc să facem acum
Este, Oana, m-a ajuns tu aici, este să intrăm într-un, am pregătit niște întrebări pentru voi, da? Și anume, o să vă rog să votați cu informațiile pe care le avem până acum și cu informațiile pe care le aveți voi despre zona de inteligență emoțională, ce tip de inteligență, EQ sau IQ, EQ este inteligența emoțională și IQ inteligența intelectuală, se activează în situațiile de mai jos. Și așteptăm, vede toată lumea polul, da? Așteptăm votul vostru. Care sunt tipurile de inteligență, EQ sau IQ, care se activează în situațiile următoare? Și situațiile le aveți aici. Ce se activează când comunicăm un mesaj? În cazul memorării unui task sau un curs? În cazul păstrării calmului într-o situație dificilă? În cazul în care facem analiza comparativă a două situații? În cazul în care luăm o decizie? Așteptăm încă 30 de secunde. Ar fi fost bine să ne permite să selectăm ambele pentru anumite întrebări, nu-i așa? Vrem, da, da, știu ce spui, dar vrem să forțăm. Vrem să forțăm o alegere. Așa este. Așa este și o să facem asta când explicăm răspunsul, dar am vrut să forțăm o alegere. De aceea am zis mai mult EQ sau mai mult IQ. De fapt, asta e alegerea pe care o faceți. Există doar EQ sau doar IQ? Există o vorbă care mi-a venit acum în minte. Se spune că oamenii iau decizii emoțional și le justifică rațional. Exact. Că era întrebarea aia cu decizia. Da. Și m-am deci dat tu când iei, ce tip de inteligență folosești, EQ sau IQ, ce activezi în momentul în care iei o decizie? Deci în momentul luării deciziei. Da? Bun, avem Oana, oprim polul. Văd că avem deja un număr foarte mare de răspunsuri. N-am chiar oprit, dacă nu a votat încă toată lumea. Imediat. Se văd rezultatele? Da, da, se văd, nu? Vede toată lumea? Da. Bun, haideți să le și discutăm un pic. Cine îmi spune, sunt foarte mulți care au votat, nu, sunt foarte puțini care au votat IQ la comunicarea unui mesaj. Cine a votat IQ? Ne povestește un pic de ce IQ? Haideți, de ce IQ? Eu personal am votat IQ. Dar pentru anumite mesaje folosesc IQ. Depinde de mesajul pe care îl trimit. Așa? Cum ai zis? Dacă e un mesaj tehnic, am să-mi folosesc IQ. Și după aceea, am să-l coafez nițel ca să nu-l supăr pe cel care i-am trimis mesajul, dacă e vreo problemă cu performanțele lui. Super, Gabriel! Aici ce aș atenționa este, am întrebat în cadrul comunicării unui mesaj, nu construirii mesajului. Da? E mai bine să fie scris, ca să nu avem surprize. Corect. E mai safe. Nu știu dacă e mai bine, dar e mai safe. Poate că impactul nu este același. Deci, dacă începem să construim un mesaj și ne gândim ce structură, ce informații ar trebui să fie puse și așa mai departe, este probabil mai mult IQ decât EQ. Ce la conținut înseamnă, dacă e tehnic, da, tipurile de informații, exact cum spui. Momentul în care însă comunicăm un mesaj, înseamnă dacă îl comunicăm, ne dorim ca persoana cealaltă să intre în barcă, da? Să primească acest mesaj. Și atunci, în momentul comunicării unui mesaj, este bine să fim atenți cu cine vorbim, care este nivelul de înțelegere al acelui om. Ar trebui să vorbesc pe ce ton, în ce fel. Sunt oameni cărora dacă le transmit într-un anumit fel, îi blochez. Alții sunt stimulați de un anumit mod de transmitere. Deci zona, aș spune că zona de comunicare a unui mesaj cere mai mult EQ decât IQ. Comunicarea, construirea mesajului
poate să aibă mai mult IQ decât EQ. Ce tip de inteligență, EQ sau IQ, se activează în situația memorării unui task sau unui curs? Pare că am votat toți că este zona de IQ și am văzut și din definiția diverselor contribuții, da, ale inteligenței emoționale și intelectuale. Mergem mai departe. Ce tip de inteligență se activează în păstrarea calmului? Foarte multe persoane au spus toți aproape, cu excepția unei persoane EQ, da? Deci asta, păstrarea calmului, autocontrolul, o să vedem, este competență emoțională și ține de inteligența emoțională. Analiza comparativă a două situații generează sau folosește în primul rând, cu prioritate și mai mult, da, zona de IQ decât cea de EQ. Iar în cazul luării unei decizii, aici văd că este 50-50, exact ce spuneai și tu, Alexandra. Da, nu știu dacă este o veste bună sau o veste proastă, ceea ce vă dau acum. Gândiți-vă la ultima decizie importantă pe care ați luat-o. Poate că în felul acesta o să începem să rezonăm cu ceea ce spun acum. Luăm deciziile emoțional, la nivel emoțional. De aceea este important să avem managementul competențelor emoționale, să avem managementul zonei de emoții, pentru că dacă nu putem să ne gestionăm propriile emoții, și deciziile pot să fie afectate de această lipsă de gestiune. Și atunci deciziile le luăm emoțional și apoi le justificăm rațional. Deci tot ceea ce explicația de după este justificarea rațională a emoției pe care am folosit-o în momentul în care am luat o decizie. Și este interesant de înțeles acest lucru, pentru că atunci înțelegem că înainte să luăm o decizie, trebuie să acordăm spațiu neocortexului, care este responsabil de IQ, să intre în acțiune. Și o să vedem cum se poate face acest lucru. Și pentru asta o să intrăm în două slide-uri de anatomie, nu mai multe, vă promit, și nici nu este vreo anatomie prea sofisticată, pentru că eu sunt economist, adică nici n-aș putea să am aroganța să fac ceva sofisticat. Doar atât aș vrea, sunt câteva informații care mi se par importante să le înțelegem, pentru că dacă înțelegem felul în care suntem construiți, ne este mult mai ușor să facem gestiunea zonei de EQ, zona de inteligență emoțională. IQ este gestionat de cortexul cerebral, care se mai numește și neocortexul. Zona de EQ este responsabilă, zona de inteligență emoțională este responsabilă o altă parte a creierului, și anume este așa numitul sistem limbic. Deci, ce ar mai fi interesant de reținut este că în momentul nașterii unei persoane, dacă persoana respectivă este clinic sănătoasă în momentul nașterii, e 100% dezvoltat este creierul emoțional. Repet asta, că e important. 100% dezvoltat, încă din primul moment al nașterii unei persoane, dacă este clinic sănătoasă, este dezvoltat creierul emoțional. Neocortexul sau creierul cerebral se dezvoltă treptat, ajungând la maturitate, la ce vârstă? Cine mă ajută? La ce vârstă ajunge la maturitate neocortexul? 7 ani. Mai încercăm? După 20 de ani. După 20 de ani. Ok, statistic vorbind, și asta este și explicația pentru vârstele la care intrăm la majorat. Da? În unele țări avem 18 ani, în alte țări 21 de ani. Pentru că, statistic vorbind, este în jurul vârstei de 18-20 de ani. Da? Deci se consideră că la 20 de ani, neocortexul este 100% dezvoltat. Deci gândiți-vă puțin la ce ni se întâmplă din punct de vedere fiziologic. Ne naștem cu creierul emoțional 100% dezvoltat, deci noi percepem toată lumea exterioară emoțional, în primul rând, și primul care se activează este creierul emoțional și mult mai târziu, pentru că e creierul cel mai vechi și cel care a stat alături de noi
permanent, de aceea se spune că traumele din copilărie sunt foarte greu de trecut, da? Pentru că noi în copilărie percepem lumea, în primul rând, prin sistemul limbic, prin creierul emoțional. În momentul în care astăzi, la 50 de ani, eu am un impuls extern, primul care răspunde, cel care are rapiditatea cea mai mare, este întotdeauna creierul emoțional. Primul meu răspuns e întotdeauna emoțional, dar dacă am un nivel de inteligență emoțională ridicat, EQ, înseamnă că am managementul propriilor emoții bine dezvoltat, astfel încât eu permit creierului rațional să-și spună cuvântul la fel de repede sau aproape la fel de repede nu, dar destul de repede după răspunsul emoțional, astfel încât să am controlul răspunsului. Persoanele care au nivel de EQ scăzut sunt persoanele care permit mai greu gestionare, au o mai grea gestionare a emoțiilor și atunci neocortexul, creierul cerebral, gândirea rațională, analiza rațională a ceea ce s-a întâmplat, vine în schemă mai târziu. De ce suntem creați așa? Care legătură și cu placa de lemn și cu impactul atât de puternic al emoțiilor negative? Nu numai că avem sistemul limbic și creierul emoțional dezvoltat 100% la naștere, dar el se dezvoltă așa pentru că are un rol foarte important, și anume acela de a ne asigura supraviețuirea. Emoțiile negative nu ne fac bine la sănătate. Și atunci rolul creierului emoțional, fie nu ne fac bine dacă stăm mai mult timp, să reiau ideea, da? Fie nu ne fac bine dacă stăm mai mult timp în emoții negative, ne ajungem să ne îmbolnăvim. Încep să ne doare diverse organe, mă doare ficatul, mi s-a umflat, nu știu ce, da? Deci avem impactul la nivel fizic, fiziologic, dacă vreți, da? Și atunci rolul creierului emoțional este să stocheze informațiile, emoțiile negative pentru a ne proteja, pentru că rolul lui este să ne asigure supraviețuirea. Eu dacă sunt în relație cu Simona, care de câte ori interacționez cu ea, îmi creează o emoție negativă, creierul meu stochează această informație și când te văd venind, primul lucru spun, aoleo, e persoana care nu-mi face bine. Chiar dacă tu vii surâzând către mine, creierul emoțional îmi aduce aminte. Fata asta care râde la tine acum, nu poți să ai încredere, pentru că ți-a creat deja o serie de emoții negative. Asta este rolul creierului emoțional. Rolul neocortexului este, în momentul în care intră în acțiune, să facă o analiză a situației respective, să-și dea seama că în acea situație nu este niciun fel de pericol, că poți să ai încredere referitor la acea discuție, dar pentru asta trebuie să-i facem loc să intre. Deci, de aceea noi reținem cu prioritate emoțiile negative și le reținem mult mai puternic decât emoția pozitivă, pentru că este rolul sistemului limbic de a le stoca pentru a ne proteja pe termen lung. Are sens? Întrebări, lucruri cu care nu sunteți de acord? Da, are sens. Dacă are sens, înseamnă că în momentul în care vorbim despre oameni inteligenți emoțional, da? Vorbim despre abilitatea acestor oameni de a identifica și gestiona emoțiile proprii și emoțiile altora. Da? Deci atât emoțiile, asta înseamnă inteligență emoțională. Nu e vorba numai despre eu cu mine din punct de vedere emoțional, ci și relația mea cu tine. Da? Și ea poate să vină să fie în dezechilibru, fie că eu cu mine sunt în dezechilibru, fie că în momentul în care eu nu pot să fiu cu tine în echilibru dacă eu sunt în dezechilibru. De aceea și în cursul de leadership 360 punem foarte mult accent pe eu cu mine și relația mea cu mine și a mă înțelege și a înțelege cum reacționez în diverse situații și cum îmi gestionez eu propriile emoții, pentru că numai după ce ești în echilibru aici și ai energie aici, poți să transferi energie. Nu poți da energie dacă nu simți energie. Oana, cum se nasc emoțiile, Oana? Da, apropo de asta, în cursul nostru de leadership alocăm o zonă importantă neuroștiințe emoțiilor,
Și aici doar câteva elemente importante vreau să surprind. Și de ce asta? Pentru că ceea ce se vede deasupra mării, da, dacă ne gândim așa la un iceberg, sunt comportamentele noastre, acțiunile noastre, rezultatele noastre. Fie că suntem, că acționăm noi sau că așteptăm rezultatele echipei noastre, da? Și atunci trebuie să vedem ce se află sub nivelul mării, da? Și sub nivelul mării sunt de fapt 98% din deciziile noastre, da? Deci 98% din deciziile și acțiunile noastre se iau din subconștient, din acel bagaj imens de informații stocate în subconștient. Da? Iar comportamentele noastre, toate comportamentele și toate acțiunile noastre și motivul pentru care acționăm într-un anumit fel, da, au ca declanșator o stare interioară, o emoție. Da? Starea noastră interioară, din starea noastră interioară derivă totul. Da? Și e important să știm cum se nasc emoțiile astea, de unde vin ele. Și ele vin din două surse. Și o să mă refer pe scurt la ambele. În primul rând, vin din fiziologie. Ce înseamnă fiziologie? Mișcare, postură, voce, gesturi, respirație, da? Toate elementele care țin de corp, ce mâncăm, nutriție, da? Felul în care ne dozăm energia pe parcursul unei zile, toate își pun amprenta asupra stării noastre interioare. Și cei de la Harvard au făcut un studiu prin care s-a dovedit că simpla schimbare a poziției noastre pe scaun poate să ne schimbe starea interioară, da? Și să ne crească toleranța la risc și spre acțiune cu 33% și de asemenea să scadă hormonul stresului cu 25%. Ei le numesc power postures, adică dacă stau așa pe scaun și mai ridic eventual și picioarele, da? Sau poziția lui Superman, pentru asta ar trebui să ne ridicăm în picioare, da? Ca să vedem care este efectul pe care îl are asupra noastră și asupra stării noastre interioare și cum putem să acționăm din acea postură, da? Și noi la ultimul demo pe care l-am făcut în februarie am dansat și i-am rugat pe participanți să ne dea o notă de la 1 la 10 vis-a-vis de starea lor interioară, înainte și după ce au dansat. Da? Și lucrurile s-au schimbat foarte mult după 2 minute de dans. Acum, pentru fiecare este altceva. Pentru unii este dans, pentru unii este jogging, pentru unii sunt exerciții de respirație sau pur și simplu la o plimbare în aer liber. Da? Pentru oricine poate să funcționeze ceva. Da? Și o altă sursă a emoțiilor noastre la fel de importantă sunt gândurile noastre, procesele noastre de gândire. Și ce e important să știm este că noi avem o reprezentare internă a realității. Da? Noi nu putem percepe realitatea asta imensă decât cu ajutorul unor filtre, da? Cu ajutorul unor valori, convingeri, unor presupuneri care se bazează pe experiențe anterioare, pe educație, da? Pe tot bagajul nostru pe care îl înmagazinăm în subconștient, da? Și practic noi avem la dispoziție o hartă a realității, nu este realitatea însăși, da? Iar cele mai importante filtre, și o să vedem un pic mai departe un insight pe zona asta, sunt convingerile noastre. Așadar, cred că v-am convins că inteligența emoțională este foarte valoroasă și cei ce dețin soluții pentru această triadă, fiziologie, emoție și gândire, vor reuși să-și atingă mult mai ușor rezultatele, vor atinge rezultatele mult mai ușor cu ajutorul echipei lor. Iar gândirea se materializează în limbaj. Limbajul, cuvintele pe care le spunem, au un impact enorm asupra stării noastre interioare și asupra stării interioare a celorlalți. Da? Se și spune, nu? Și în Biblie, la început a fost cuvântul. Da? Și dacă spun, mi-ai înfipt un cuțit în inimă sau viața mea s-a sfârșit, impactul emoțional asupra celuilalt poate să fie foarte mare. Da? Deci aici o să vorbim mai mult în curs și despre limbaj și despre felul în care putem folosi acest limbaj în avantajul nostru. Da?
Bun, mergem mai departe. Da, exact așa cum spune Oana, noi nu o să ne referim astăzi la toate cele, astăzi ne referim doar la emoție, dar în curs facem referire la fiecare dintre aceste elemente. Singurul lucru pe care vi l-aș spune acum, apropo de fiziologie și de limbaj, ar fi două lucruri legate de fiziologie. Când mergeți pe stradă, mergeți drept, privirea înainte, capul sus și zâmbiți și îmi spuneți cum vă simțiți. Niciodată nu priviți în jos. Când vă surprindeți privind în jos, ridicați-vă privirea și mergeți, da, mergeți drept să vedeți dacă vi se schimbă starea. Iar când vorbiți despre lucruri care vă le simțiți grele, faceți o schimbare în felul în care le abordați. Nu este nicio soluție, înlocuiți-o cu nu văd nicio soluție acum. Da? Asta înseamnă că mâine mă pot uita diferit, peste o oră mă pot uita diferit. E foarte important, ce spunem. Dar la curs o să dezbatem mai mult pe subiectul respectiv. Vorbim atât de mult de zona asta de inteligență emoțională și tot vorbim de competențe emoționale, dar n-am vorbit cam care ar fi aceste competențe emoționale. Și la curs, noi avem un chestionar prin care măsurăm nivelul de IQ al fiecăruia dintre voi. Și ceea ce măsurăm sunt practic aceste 6 competențe emoționale. Asta înseamnă că sunt 3 competențe emoționale pe zona de eu cu mine și 3 competențe emoționale pe zona eu în relație cu ceilalți, în relația cu tine. Și avem 3 paliere. Da? Deci, pe de o parte, eu cu mine și eu cu ceilalți, dar și în acest eu cu mine și eu cu ceilalți ne uităm pe 3 paliere. Primul palier este în ce măsură îmi dau seama de propriile emoții, este vorba de autoconștientizare, sau în ce măsură îmi dau seama de emoțiile tale, detectarea emoțiilor. Eu cu mine am dat seama sau nu de propriile emoții, poate să fie simplu, dar nu întotdeauna ne dăm seama real ce simțim noi de fapt în legătură cu o anumită situație. Iar în detectarea emoțiilor, nu întotdeauna ne dăm seama, avem de multe ori discuții cu oameni care le spune, măi, n-ai văzut, l-a deranjat foarte tare felul în care ai spus lucrurile referitor la nu știu ce. Și ai răspuns din partea cealaltă, serios? N-am realizat. Deși pentru tine a fost extrem de evident că omul respectiv nu a perceput sau nu s-a simțit deloc confortabil în situația respectivă. Unii oameni văd mai mult, alții mai puțin. Sau ni se reproșează lucruri pe care nu le vedem și ne gândim când a fost asta. Da? E vorba de detectarea emoțiilor și nivelul nostru, în ce măsură putem să detectăm aceste emoții. Un alt pariel este legat de controlul emoțiilor. Eu cu mine, în ce măsură am acest autocontrol? Gestionarea propriilor emoții sau autocontrolul? Eu în relație cu celălalt, în ce măsură pot să influențez emoțiile? Da? Prin felul în care mă raportez și mă comport. Și ultimul palier, la fel de important, e împărtășirea emoțiilor. Pot să fiu conștient de emoțiile pe care le resim, pot să am un control bun al lor, dar să nu fiu în stare să vorbesc niciodată despre ceea ce simt. Sau foarte greu, sau neclar, sau da, neclar / vag. Este vorba de exprimarea propriilor emoții sau zona de empatie, de înțelegerea emoțiilor tale. Și aici avem și o definiție a fiecăreia dintre aceste 6 competențe emoționale. Și aici m-aș uita un pic autocontrolul. Nu înseamnă, pentru că de multe ori aud o discuție în care mi se spune eu nu izbucnesc, îmi păstrez calm în diverse situații. Da, dar în ce fel ți-l păstrezi? Pentru că autocontrolul nu este numai de a nu izbucni, ci este gradul în care o persoană este capabilă să mențină o stare emoțională pozitivă. Dacă tu ai yo-yo emoțional, nivelul tău de autocontrol nu este neapărat un nivel ridicat și poate este ceva ce vei vrea să lucrezi. Aici am o aș avea o completare de făcut sau poate o lămurire, nu-mi dau seama exact. Da, Alexandra. Există riscul asta cu pozitivitatea? E un pic riscantă. De ce? Pentru că în momentul în care ai o emoție negativă, important este să nu ți-o negi.
ideea asta de să îmi păstrez starea emoțională pozitivă poate să te inducă în eroarea că orice ar fi, oricât ar fi de nasol, tu trebuie să ai cumva gândirea asta de lasă că de fapt e bine, lasă că de fapt eu rămân pozitivă. Și nu știu cât e, adică mi se pare că e o linie fină între recunoașteți emoția negativă, acceptă-ți-o și asta înseamnă să stai în ea o vreme, adică să nu o negi, dar important e cât stai în ea. Și pe urmă să poți să revii la o stare ok versus hai să ne facem că nu există, că noi de fapt suntem pozitivi. E super intervenție și mulțumesc frumos, Alexandra. Este o sesiune în cadrul cursului care se numește gândire pozitivă. Și în gândirea asta pozitivă nu înseamnă că ne apucăm să vorbim despre, nu știu, îmi vine cuvântul bullshit, dar nu vreau să-l folosesc că nu e academic, vezi partea plină a paharului, uite-te, nu știu ce, nu. Este vorba de procesul prin care poți să ajungi la această stare emoțională pozitivă, care include inclusiv a-ți recunoaște starea, vedeți? De asta începem, fundamentul este autoconștientizarea. Ce simt în mod real? Tocmai pentru a nu nega. În momentul în care îți negi sentimentele și emoțiile, nu le poți gestiona într-adevăr, da? Deci nu le poți gestiona în realitate. Și este exact, este foarte corect ceea ce spui. Zona asta de autocontrol înseamnă menținerea stării emoționale pozitive în mod real, printr-un proces pe care tu știi să-l gestionezi și pe care îl faci cum ar fi mersul pe bicicletă. Da? Când te duci pe bicicletă, nu mai stai să te gândești că pui pedala stângă, pui pedala dreaptă, sub nicio formă. Pur și simplu pedalezi și bicicleta merge. Deci a avea această zonă de autocontrol nu înseamnă că n-ai niciodată stări de down și nici nu înseamnă de stare joasă și nici nu înseamnă că ți-o negi, ci este momentul în care îți conștientizezi starea și contribuția ei la ceea ce se întâmplă în relația cu tine și în relația cu celălalt și activezi acel proces conștient, da? Astfel încât să ajungi la o zonă de autocontrol care să aibă un echilibru, să-ți dea un echilibru bun ție și un echilibru celui cu care interacționezi. Așa, la asta ne uităm când spunem emoții. Chiar este vorba de a nu-ți nega emoțiile, pentru că negarea emoțiilor, aduceți-vă aminte de rolul sistemului limbic, el le înmagazinează. Și dacă tu ți le negi, faptul că nu vorbești despre ele sau faptul că mimezi pozitiv când tu ești negativ, asta se duce în organism. Da? Dar ideea este cum ies din starea asta, care este procesul și despre asta vorbim la curs. Am răspuns, Alexandra? Da, da, mulțumesc frumos. Bun. Ce aș mai vrea să discutăm sunt două concepte înainte să intrăm în zona de convingeri și paradigme de gândire care sunt influențate de stări de emoții, este vorba de conceptul de Pygmalion effect. Nu știu dacă e un concept cunoscut, dar de ce l-am adus noi aici în discuția de inteligență emoțională? Pentru că este vorba de a conștientiza faptul că felul în care ne privesc oamenii pe noi sau felul în care noi îi privim pe alții determină sau pot influența în funcție de relația în care suntem cu persoana respectivă performanța noastră sau celelalte persoane. Da? Dacă eu sunt manager, pentru că am văzut că sunteți mulți pe poziții manageriale și antreprenori, deci tot în zone de coordonări de echipe. Dacă eu consider că Simona are o etichetă pentru mine și spunem nu e capabilă să facă nu știu ce, ce o să am eu ca reacție va fi nici să o challenge-uiesc, nici nu să o provoc să ducă în proiecte de genul ăsta și probabil că niciodată nu va putea să le facă. Și aici v-aș da un exemplu de cercetare extrem de relevantă care explică bine acest concept. Și care mie mi s-a părut importantă pentru că ea a fost realizată mai întâi pe echipe de elevi, dar apoi pe echipe manageriale. Și cercetarea spune următorul lucru. Au fost luați elevi de liceu și profesori și fiecărui profesor i s-a atribuit câte două grupe. O grupă formată din copii cu IQ peste nivel mediu
și o grupă formată din copii cu IQ la nivel mediu. Pentru fiecare profesor s-au stabilit niște indicatori SMART, ușor de măsurat, și cercetarea a fost pe parcursul unui an de zile. Ce înseamnă indicatori ușor de măsurat? De genul, atâția la sută dintre copii trebuie să aibă note peste nu știu cât la testele naționale. Atât la sută să intre în olimpiadele regionale, atât la sută în olimpiadele naționale. Sunt doar niște exemple de indicatori. Deci ușor de văzut. Toate orele au fost înregistrate și măsurată performanța, să spunem, da? Ceea ce a fost foarte interesant este că în 100% din cazuri, deci nu există procent de 90, da? În 100% din cazuri, grupele de copii care erau formate din copii cu IQ peste nivel mediu au performat 100% mai bine decât grupele de copii care aveau IQ de nivel mediu. Deci, repet, 100% grupele de copii formate din copii cu IQ peste medie au performat mai bine decât acele grupe de copii care erau formate din copii cu IQ la nivel mediu. Și, mă rog, reacția voastră ar putea să fie, e normal, oamenii respectivi înțelegeau mai repede, mai bine, aveau alt nivel de IQ. Problema este că această informație nu era reală. În sensul că cercetătorii, în mod voit, au dat această informație falsă profesorilor. Nu exista niciun copil cu IQ peste nivel mediu. Ambele grupe de elevi pe care ei le gestionau aveau același nivel de IQ. Deci copiii fusese reselectați, copii cu același nivel de IQ. Nu exista cineva cu nivel de IQ peste medie. Și totuși, grupele despre care profesorii considerau, credeau că sunt formate din copii cu IQ peste nivel mediu, au performat net superior celor pe care ei le considerau că sunt formate din copii cu IQ mediu. Cum vă explicați? E vorba exact despre încurajare și despre comportamentul ăsta de susținere, mă gândesc, apropo de ce credem noi despre alții. Dacă eu cred despre tine că tu poți și eu cred despre tine că tu poți pentru că tu ai un IQ mai mare, tu o să poți. Încrederea acordată celorlalți. Da. Încrederea și felul în care eu m-am raportat la ceea ce s-a întâmplat acolo. Da? Care au fost convingerile mele? Care a fost felul în care eu te-am privit pe tine, da? Care au fost ochelarii pe care eu mi-am pus în momentul în care am intrat în interacțiune cu tine? Dacă eu te-am considerat că ești un om incapabil să faci lucruri, nu te-am implicat în proiecte în care ai fi putut și ar fi trebuit să faci lucruri, și atunci ceea ce s-a întâmplat este că nu te-ai dezvoltat, nu ți-am permis cadrul să te dezvolți, da? De aceea, felul, ochelarii cu care ne uităm la ceilalți este Pygmalion effect, dar aici este vorba și despre ochelarii prin care mă uit la mine, la propria viață. Cum îmi privesc viața? Îmi pun ochelarii roz sau îmi pun ochelarii gri? Nu pot, nu știu, nu sunt capabil sau, da? Care sunt ochelarii prin care eu mă privesc și cât de conștient sunt de acest de acești ochelari. Cu alte cuvinte, ce o să vorbim mai departe împreună cu Oana va fi despre paradigmele minții mele. Fiecare dintre noi avem opinii, credințe și convingeri. Opiniile sunt puncte de vedere care au la bază informații primite de la alte persoane sau presă. Nu sunt atât de puternice, da? Ele se pot schimba relativ ușor. Credințele au la bază și emoții și un atașament emoțional, sunt mai greu de schimbat, în timp ce convingerile exprimă paradigme de gândire foarte greu de schimbat, care sunt asociate cu acele emoții din sistemul limbic, da? Care ne-au creat sistemul de protecție. Și atunci ceea ce este interesant de văzut este să înțelegem chiar acum în acest curs ce poveste ne spunem. Oana. Da,
Cu ce poveste ne alimentăm în fiecare zi? Care este dialogul nostru interior? Pentru că această poveste pe care ne-o spunem poate să ne traseze destinul. Poate că pare foarte, foarte enfatic ceea ce vă spun. Și de aceea vreau să vă și demonstrez de ce am spus asta, de ce spun că povestea din capul nostru poate să ne traseze destinul al nostru și al celor pe care îi conducem. Pentru că, așa cum am văzut, ceea ce spunem celorlalți poate avea un efect la fel de important. Și vreau să vorbesc puțin despre potențial, pentru că sigur că în toată literatura de leadership se discută despre faptul că rezultatele sunt strict legate de potențialul individului, da? De potențialul angajatului. Și se fac eforturi foarte mari în organizații și assessment-uri și tot felul de interviuri și discuții de feedback ca să identificăm potențialul unei persoane. Aici Simona este experta din perspectiva omului de resurse umane, da? Potențialul este foarte important, dar nu este singurul factor care ne poate conduce către un rezultat bun. De ce? Pentru că dacă eu cred că nu am acel potențial, câte eforturi voi depune mai departe ca să-mi ating rezultatele? Foarte mici, da? Și ce rezultate voi avea? Slabe, da? Și ce se va întâmpla cu convingerea noastră? Se va întări, da? Se va întări din ce în ce mai mult și voi spune, a, păi vezi, am zis eu că nu o să meargă, da? Și intru în acest cerc vicios în care mi-alimentez convingerea, da? Și atunci o să pun din ce în ce mai puțin efort și o să obțin rezultate din ce în ce mai mici. Da? Deci nu numai potențialul este important și ceea ce cred eu despre acel potențial. Da? De aceea este foarte important ca un lider să mă susțină în a-mi demonstra că am acest potențial, da? Și să mă susțină în a construi o convingere care să mă ducă mai departe către rezultat. Bun, mergem mai departe. Ce e cu convingerile? Păi convingerile se creează din copilărie, da? Mergi, te rog, anterior, pe slide-ul anterior, că n-am ajuns încă până acolo. Mai am ceva de povestit, da? Convingerile se formează în baza experiențelor trecute. Cele mai multe convingeri se formează în copilărie, pentru că atunci creierul emoțional și creierul primitiv de care povestea Simona este cel care ne guvernează, da? Până pe la 20 de ani, acolo neocortexul încă se luptă să se formeze și să se creeze, da? Și atunci convingerile se instalează foarte devreme, încă din copilărie, da? Și ele, practic, sunt gânduri înrădăcinate de care ne ținem indiferent de schimbările din jurul nostru, da? Și ele poate să deschidă ușile sau, din contră, poate să le închidă, da? Poate să le limiteze, da? Pentru că de multe ori cunoaștem toți pașii pe care avem nevoie să-i facem ca să atingem un rezultat. Și vă dau un exemplu foarte banal. O cură de slăbire, da? Vreau să slăbesc. Apoi câte rețete, câți nutriționiști, câte săli de fitness, da? Câtă literatură e pe tema asta, da? Nu e că nu știm ce avem de făcut, că e al naibii de simplu ce e de făcut, da? Și faptul că nu acționăm. De ce nu acționăm? Pentru că avem această poveste în capul nostru care spune am încercat totul. Am încercat totul, nimic n-a funcționat. Și atunci este exact ca la Google Search, pentru că punem chestia asta și rezultatele pe care le obținem sunt toate situațiile și toate motivele pentru care nu am ajuns la acel rezultat, da? Și devenim atașați de povestea noastră pentru că, ce să vezi, ne este familiară, da? Și este o scuză pentru că nu am reușit. Da? Și rămânem în ea, rămânem în acea zonă de confort care este familiară și cumva mă protejează. Oana, pot să dau un exemplu aici? Te rog, sigur. Vă dau un exemplu personal. Apropo de ceea ce spune Oana, știam exact ce e de făcut, m-am pus într-o zonă de slăbire, am început să scad din kilograme până la un punct
când după aia am început să pun din nou kilograme la loc. Și uite așa, intram într-o zonă din asta de yo-yo. Reușeam să slăbesc, le puneam la loc. Reușeam să slăbesc, le puneam la loc. Până când am stat un pic și am spus ce se întâmplă de fapt. De ce nu reușesc să păstrez această zonă de slăbire? Și dintr-o analiză, apropo de emoțiile care stau la baza deciziilor și de convingerile pe care le aveam, fratele meu a murit de cancer. Și în urma bolii de cancer a slăbit foarte, foarte, foarte mult. Și l-am văzut cu ochii mei pierzând în greutate. Și nu realizam, nu eram în stare să-mi dau seama că în momentul în care eu mă bucuram de slăbire, dar în momentul în care ajungeam la un anumit nivel de kilograme, mi se accesa inconștient convingerea că poate că slăbesc pentru că am ceva, boală. Până când nu mi-am dat seama că eu mă luptam cu niște paradigme care proveneau dintr-o experiență emoțională puternică pentru mine, da? Și care rămăsese înmagazinată și care îmi spunea că atunci când văd kilogramele dispărând, s-ar putea să fie la bază și o boală, nu reușeam să mă țin în zona de slăbit. Deci, atât că erau niște convingeri create dintr-o experiență anterioară traumatizantă pentru mine, pe care nu le realizam. Și a trebuit să trec prin acest proces pentru a-mi da seama. Întrebarea mea este, dacă se poate să răspunzi la întrebarea asta, cum ai trecut prin proces? Ce a însemnat să treci prin procesul ăsta? Cum ai descoperit convingerea? Discutăm asta și nu vreau să îți dau un răz. E un proces prin care treci și putem să vorbim asta mai pe larg, dar numai discuția asta ne ia ceva timp. Dar ceea ce este important, deci am dat acest exemplu, Alexandra, este că de multe ori nu realizăm faptul că avem niște convingeri, un fel de a privi ce sunt paradigmele, ce sunt convingerile, da? Convingerile sunt paradigmele prin care eu privesc la ceea ce se întâmplă în jurul meu și dacă nu mi înțeleg aceste paradigme, aceste gândiri limitative sau susținătoare, o să vedem ce înseamnă, da? Mă blochez în a obține rezultate, apropo de acest cel pe care vi l-a arătat Oana. Mulțumesc, Simona. Foarte bun exemplu și, într-adevăr, unele convingeri sunt foarte adânc implantate în subconștient, Alexandra, și este mai greu să le descoperim. Și da, este un proces și este vorba despre a ne uita la noi înșine și de a opri pilotul automat și de a acționa uitându-ne puțin la ce ne bântuie mintea, pentru că gândurile noastre sunt ca niște maimuțe care ne populează și se duc în toate direcțiile, da? Și câteodată e nevoie să mă uit și să văd ce se întâmplă și în ce direcție mă duc, da? Ok, și aș vrea să vă dau câteva exemple de convingeri care atunci când îmi apar în dialogul meu interior ne pot limita foarte mult în atingerea rezultatelor. Și te rog, Simona, să treci la slide-ul următor. Și sunt acele convingeri care vorbesc despre permanență, care sunt permanente, da? Și e vorba de dependențe, de obiceiuri de care nu scăpăm, da? Și ni se pare că nu o să scăpăm niciodată de ele, da? Și sunt ca niște profeții, cumva devine ajutorat pentru că hrănești acea stare, că nu o să se poată, că nu o să reușești, da? Dar haide să ne uităm la copii, da? Cât timp încearcă un copil să meargă, da? Până reușește, da? Până reușește. Și apoi mai este un tip de convingere. Am spus eu o pretutindeni pe toate planurile, universal valabilă, care spune că dacă o arie a vieții mele nu funcționează, atunci nimic din viața mea nu funcționează, da? Dacă am rămas, să zicem, șomer și nu am o carieră ok acum, atunci toată viața mea e distrusă, da? Sau dacă m-am certat cu copilul, atunci am eșuat ca mamă și așa mai departe, da? Realitatea este că întotdeauna sunt părți din viața noastră care funcționează, da? Și care merg bine. Și e bine să ne uităm la ele, da?
Și mai este și cea mai dezastroasă, care este cea personală, care spune că ceva e în neregulă cu mine, sunt stricat. Da? Eu nu funcționez, e ceva cu mine. Și dacă, nu știu, nu putem face o relație să meargă, de exemplu, atunci eu sunt de vină, e ceva în neregulă. Da? Și e bine să văd dacă în dialogul nostru interior sau în ceea ce ne spun ceilalți, da, cu care interacționăm, apar astfel de discursuri. Da? Apoi mai sunt alte două tipuri de convingeri. Sunt convingerile generale despre viață, despre situații, despre muncă, despre relații. Da? Viața e grea. Banii se câștigă greu. Apoi asta am auzit eu toată copilăria mea. Banii se câștigă greu și fără muncă și fără să pui mâna pe carte, nu o să obții nimic. Și atunci când vedeam succese ușoare ale altora din jurul meu, automat îmi spuneam că ceva e în neregulă, da? E ceva suspect cu oamenii că prea repede obțin succesul, da? Că trebuie să-ți suflești mânecile și să transpiri bine până când îți atingi rezultatul, da? Toți sunt niște hoți, toți bărbații sunt într-un fel, nu spunem că suntem și live pe Facebook, toate femeile sunt și așa mai departe, da? Sunt lucruri pe care le spunem și ni le spunem. Și mai sunt convingeri de tip reguli, de tip dacă sunt agresiv cu ceilalți, atunci voi impune respect. Și atunci ca manager sau ca antreprenor, apoi bat cu pumnul în masă, că știu că așa mă respectă angajații și numai așa pot să mă impun. Da? Sau dacă pic examenul ăsta, sunt complet idiot. Da? Și așa mai departe, tot ce putem să auzim în mintea și în gândurile noastre care ne opresc să ajungem acolo unde ne dorim. Bun. Și acestea fiind zise, o să mergem mai departe și o să încercăm să identificăm aceste convingeri pe mai multe arii ale vieții noastre. Nu, Simona? Da. Vă invităm la un exercițiu. Și exercițiul este pornind pentru că a vorbit Oana atât de mult despre convingeri și punea întrebarea Alexandra ce ai făcut. Primul lucru este să le identificăm. Acest self-awareness e competență emoțională, autoconștientizare, țineți minte, da? Deci această zonă de autoconștientizare înseamnă mai întâi să fiu în stare, pentru că până nu am identificat care e problema, eram într-un yo-yo cu greutatea. În momentul în care am identificat, am avut alt punct de pornire. Și acum nu înseamnă că am scăpat de ea. Când mă uit la cântar și slăbesc, mi se activează, dar știu cum să o gestionez. Deci, care sunt convingerile, care este paradigma, care sunt ochelarii prin care acum eu privesc viața? Pentru că noi avem două tipuri de convingeri. Convingeri limitative și convingeri susținătoare. Da? Adică, convingerile susținătoare sunt acele convingeri care au contribuit pozitiv la ceea ce îți propui, iar cele susținătoare sunt acele convingeri pe care le folosim ca scuză pentru a nu schimba ce avem nevoie să schimbăm într-o anumită zonă. Da? Sunt acele convingeri care ne duc spre inacțiune. Așa le recunoaștem că sunt limitative și nu susținătoare. Cele susținătoare creează acțiune, cele limitative creează inacțiune sau ne țin într-o zonă de inacțiune. Și ce vă provocăm să faceți în grupe, deci o să vă împărțim acum în grupe de interacțiune, o să vă rog să vă alegeți unul din subiectele de pe ecran. Fie vă referiți la relații, fie la sănătate, fie la carieră. Vă alegeți una dintre ele în grupul vostru și anume, dacă vă alegeți relațiile, identificați bullet point, care sunt acele convingeri susținătoare referitor la relații. Care sunt acele convingeri susținătoare? Înseamnă convingeri care au contribuit pozitiv la crearea unor relații stabile și puternice în cazul tău. Și care sunt acele convingeri limitative, adică folosite ca scuză pentru a nu schimba ceva? Nu știu, vă dau un exemplu aici. O gândire limitativă sau o convingere limitativă este: nu sunt de nasul lui sau de nasul ei. Nu o să fac nimic în direcția aia. Nu sunt iubibilă. Nu o să fac nimic în direcția aia. Da?
cele susținătoare sunt, dar ce vreau să vă rog să faceți în momentul în care identificați aceste convingeri, pentru că vorbim despre autoconștientizare, nu spuneți există genul ăsta de convingeri, spuneți cum v-am dat eu exemplu. În cazul meu, eu am în ceea ce privește o relație genul ăsta de convingere limitativă și genul ăsta de convingere susținătoare, sau poate am numai convingeri limitative sau susținătoare, da? Referitor la relații, la fel. Referitor la sănătate, care sunt convingerile tale susținătoare, ale tale? Nu-mi dai exemplu, nu-mi spune în general, se spune că, uite, asta a fost convingerea mea, este convingerea mea, nu a fost. Asta este convingerea mea limitativă, care mă oprește să fac ceva în zona de sănătate. Asta e convingerea mea susținătoare, care a contribuit la starea de sănătate, energie și vitalitate. Sau vă alegeți zona de carieră, decideți cum vreți în grup. Ce înseamnă asta? Care sunt convingerile care au contribuit pozitiv, cele susținătoare, la decizii de carieră în direcția pe care ți-ai dorit-o, dar și care au fost acele convingeri limitative, da, pe care le-ai folosit ca scuză pentru a nu schimba ceea ce aveai nevoie să schimbi în această zonă. Așadar, tema este, o să vă invite Oana în grupele de interacțiune. O să primiți un mesaj de la Oana pe care va trebui să apăsați join, da? Pentru a vă duce în grupul respectiv. Și în grup o să vă rog să vă alegeți, să listați pe de o parte convingerile pozitive și pe de altă parte convingerile limitative cu privire fie la relație, fie la sănătate, fie la carieră. Și pentru asta vă acordăm 10 minute, Oana? Da. Hai. Începem. Începem, pornim. Trebuie să apăsați pe join, nu uitați, pentru a vă duce în grupul în care ați fost repartizat. Apăsați join pentru a putea fi repartizați. Este și o ocazie să vă cunoașteți. Da, da, categoric. Nu uita să apeși join pentru a te duce în grupul tău de studiu. Dacă este cineva căruia nu i-a venit cererea pe ecran, invitația pe ecran, o să vă rog să ne anunțați. Dacă e cineva căruia nu i-a venit cererea pe ecran, o să vă rog să ne anunțați. Dacă a venit cererea pe ecran, o să vă rog să faceți, să apăsați pe join pentru a vă duce în grupa alocată. Curaj! Dorina, te invităm să apeși join. Adelina, Elena, Georgiana, Codrina, Iulia, Virginia, Marius, Elena. Curaj! Corina, Alexandru, Mihaela, Mihail. Perfect. Nu uitați să apăsați join pentru a vă duce în grupele de lucru. Simo. Da. Dacă Oana, vrei. Numai puțin, Oana, o să te rog să urmărești tu și să chem tu după 10 minute, să închizi tu rumurile, da? Asta voiam să zic că Oana nu. Oana a început să meargă prin camere. Dacă vrei să mergi tu, rămân eu aici. O să rămâi tu. Bine, da. Ok, mulțumesc frumos. De ce? Oana, spuneam că te rog pe tine să îi chemi înapoi când trec cele 10 minute, da? Că doar tu poți să o faci. Da, 10 minute înseamnă până la 8 fără 5, fără, aproape 8, 8 fără 3 minute. Am văzut, Oana, că mi-ai dat hosting.
Așa am făcut. Cred că din greșeală, de acum îmi explic de ce n-am mai putut să intru la loc în main room. Îți dau eu înapoi. Te rog, mulțumesc. Cei care sunt alături de noi pe Facebook, îi vom ruga să facă acest exercițiu la nivel individual și să se gândească la aceste convingeri, fiecare în parte, sau să-și aleagă o arie, carieră, sănătate sau relații și să se uită la convingeri limitative și la convingeri susținătoare. Și vom reveni în plen în câteva minute cu toții.
Ok, ne reîntoarcem. Mai lăsăm un minut să curgă și revenim. Oana, eu n-am vizibilitate pe breakout room-uri. Poate că te uiți tu când îi invităm să ne spună, să ne prezinte din diverse room-uri. Sau trimite-mi o poză pe WhatsApp cu room-urile. Bine ați revenit! Sperăm că a fost o întâlnire productivă pentru toată lumea. Cine ne ajută? Hai să vedem care este echipa care vrea să ne prezinte concluziile, care au fost convingerile susținătoare, convingerile limitative cu privire la subiectul ales. Ce echipă sparge gheața? Începem noi, dar eu nu mai rețin numărul de echipă sau în ce echipă eram. Nu contează. Așa, în cadrul echipei noastre am ales cariera. Nu am ales fetele, au ales băieții, fetele ar fi ales relațiile. Așa, am trecut aici ca puncte plusuri, ca să zic așa. Încrederea în pregătirea suficientă pentru a prelua un alt post și asumarea că dacă apar riscuri le vedem pe parcurs, să fie o persoană plină de challenge, de dorință, de schimbare, să creadă că poate. Ana, te opresc un pic. Cum sună convingerea? Cum sună? Convingerea mea, ce a spus persoana care a intervenit aici? Convingerea mea este și era limitativă sau susținătoare legat de carieră? Era susținătoare, tot ce citesc acum sunt susținătoare. Da. Cum sună convingerea? Consider că dacă... Că pot, că sunt bun, că e o provocare bună pentru mine, că am nevoie de asta... Bun, deci convingerea mea este că orice experiență merită să fie, este oportunitate. Da. Deci orice experiență, asta înțeleg că ar fi convingerea, asta spuneam, hai să identificăm cum gândesc, prin ce ochelari mă uit. Orice oportunitate de proiect sau de, nu știu, sarcină pe care mi se dă, este oportunitate de dezvoltare. Asta înțeleg, Ana, da? Da. Așa. Mai avem ca o convingere prin experiența acumulată, sunt convins că pot să fac, să fiu foarte bun. Pot. Da, sunt capabil și pot. Și totodată ca o convingere, au mai fost menționată, curiozitatea. Ești efectiv curios, să descoperi tot timpul lucruri noi, să te challenge-ezi. Și convingerea este curiozitatea întotdeauna te duce la o avansare în carieră sau atunci când un om curios este un om căruia îi cresc oportunitățile de evoluție în carieră. Da. Corect? Da. Super. Și cu toate astea am notat și în afara acestor convingeri care ne ajută și niște convingeri limitative. Uh-huh.
Când ne este teamă să ne asumăm riscuri, pur și simplu frici interioare de față de risc. Oare mă descurc? Da, oare mă descurc, oare merită, oare pierd prea mulți bani, oare de ce să fac asta, oare nu mai bine altfel. Uh-huh. Așa, oare cum de ce să mă leg la cap când nu mă doare? Da. Mi se pare că e mai bine să stai mai low profile. Da. Da, oare cum pe asta o legăm și cu zona de confort, că sunt bine aici, de ce să schimb, poate nu e la fel de bine, poate se întâmplă ceva. Așa, am mai adăugat vârsta. Când am nu știu ce vârstă, poate nu e atât de ok, poate nu mă integrez, poate tot felul de... Fie sunt prea bătrân pentru astfel de provocări, fie sunt prea tânăr să mă bag în așa ceva. Da, fie poate sunt prea bătrân ca să mai intru între ei, că sunt prea tineri și... Fie prea bătrân să mă intru între ei, da. Dacă cum să ne înțelegem, este diferența de generații. Da, și am mai adăugat noi teama de a greși, teama că când pornești direct cu convingerea că nu ești capabil să faci, să faci noile task-uri. Cine nu muncește, nu greșește, e un tip de convingere, sau n-are, dacă greșesc, mă fac de râs. Da. Este alt tip de convingere. Apropo de te reține să faci lucruri sau nu te reține să faci lucruri. Și este interesant să te uiți, că mă uit la carieră. Ce ochelari îmi pun? Despre asta îmi spuneți voi acum. Ce ochelari îmi pun? Îmi pun ochelarii, stai acolo că stai bine, sunt prea bătrân să intru în asta, sunt prea tânăr să intru în asta, sigur nu mă descurc, dacă greșesc mă fac de râs, sau sunt ochelarii, orice proiect nou este o oportunitate de a învăța. Numai cine nu muncește, nu creșește. Greșeala face parte dintr-un proces de învățare. Etc. Da. Da? Deci sunt ochelari care te duc spre o direcție sau spre alta. Exact. Și te opresc din a face lucruri sau te împing aceste convingeri să faci lucruri. Primul lucru, amintiți-vă, pentru a putea să schimbați ceva, este să identificați cum gândiți. Care sunt ochelarii pe care mi-i pun eu acum? Au mai fost grupuri care, mulțumesc frumos, Ana Maria, dacă au mai fost grupuri care au ales partea de carieră și dacă ați adăugat ceva aici la limitative versus susținătoare. Noi am mai ales tot carieră și ca și convingeri limitative am trecut, nu pot să aplic pentru postul ăsta pentru că încă nu am o diplomă de absolvire. Este prea mult pentru mine, aspir la prea mult pentru experiența mea, nu sunt flexibilă în realizarea task-urilor, nu sunt adeptă a schimbărilor de procedură, mi-e teamă de necunoscut. Uh-huh. Suntem foarte bune pe limitative, din câte se vede. Spune ceva, da? Spune că ochelarii prin care mă uit eu sunt mai mult ochelari care duc spre inacțiune în carieră decât spre acțiune. E important să înțelegem asta, că e un punct de plecare. Și ce vreau să schimb, da? După aia e întrebarea, ok, ce ochelari vreau să-mi pun de mâine? Și nu înseamnă că de mâine îmi va ieși, pentru că dacă ele sunt convingeri, amintiți-vă că o convingere este deja o paradigmă de gândire adânc înrădăcinată și trebuie să trecem prin acel proces de schimbare. Dar este important primul pas, această identificare. Am mai mult gândiri limitative sau susținătoare aici? De câte ori m-a oprit în loc felul în care gândesc? Ce fac de mâine? În primul rând, când mă aud spunând asta, încerc să reformulez. Vă aduceți aminte, Oana spunea despre triadă, limbaj, fiziologie, emoție, da? Limbajul, hai să schimbăm limbajul. Cum spunem? Mulțumesc frumos, Cătălina! Mulțumesc și eu! Aș mai adăuga și eu ceva, Simona. Te rog! Apropo de convingerile limitative, uneori convingerile limitative pot fi date și de către cei din jurul tău. Adică dacă, de exemplu, un manager care poate, nu știu, nu vede potențialul tău la un moment dat și îți spune că tu nu poți să faci anumite lucruri și atunci, fiind la început, de exemplu, de carieră, te gândești că poate el are dreptate, că are mai multă experiență și tu te blochezi în a merge mai departe. Dar pot să spun și reversul medalii, când tu de fapt ajungi la un moment dat, după o perioadă, să vezi că de fapt persoana respectivă era practic cel care te ținea în spate
Și atunci decizi că ori ești în exterior, ori rămâi și te complaci în situația respectivă. Raluca, îți mulțumesc, mi-ai ridicat la fileu o chestie și nu pot să o pierd. Trebuie să mă refer la ceea ce ai spus. Fiecare dintre noi, în funcție de unde ne găsim în evoluția personală de data asta, putem să fim la un anumit nivel de abordare a propriei persoane. Și au fost identificate patru paliere. Da? Un palier este sunt ceea ce am. Palierul sunt ceea ce am. Dacă nu am, nu sunt. Sunt oamenii pe care îi vezi că dacă sunt într-o mașină 4x4, dintr-o dată se îndreaptă, dacă sunt într-o... E un exemplu, poate să fie mașină, poate să fie bani în cont, poate să fie, dacă am pierdut toți banii din cont, nu mai sunt nimeni, pentru că sunt ceea ce am. E palierul de sunt ceea ce am. Nu mai am, nu mai sunt. Este un alt palier care spune sunt așa cum mă văd alții că sunt. Și aici e exemplu pe care l-ai dat tu. Eu mă văd pe mine prin ochii tăi. Dacă tu îmi spui că nu sunt în stare, pentru că eu sunt la palierul sunt așa cum mă văd alții că sunt și nu realizez că sunt la acest palier, pe mine mă ține în loc felul în care te uiți tu la mine. Și este acest Pygmalion effect despre care am vorbit. Dar el are efect asupra mea, pentru că eu în relație cu mine mă văd prin ochii tăi. Odată ce conștientizez asta, e deja un pas. Un alt palier este sunt ceea ce fac. Nu mai fac, nu mai sunt. Și ăsta sunt alcoolicii. Sunt oamenii care uită că nu s-au născut director de resurse umane și dacă și-au pierdut, eu sunt director de resurse umane, dacă și-au pierdut jobul de director de resurse umane, dintr-o dată nu se mai regăsesc. Și eu, tu nu ești director de resurse umane, tu ești Simona. Da? Și faptul că ești acum, momentan, pe un post de director de resurse umane, e ok. Dar nu ești asta. Și sunt oameni care nu-și permit să greșească în job. Când sunt ceea ce fac, nu pot să greșesc, pentru că dacă greșesc, nu mai sunt ok. Da? Că nu mai fac bine lucrurile. Și atunci cumva sunt foarte exigenți cu ei înșiși în ceea ce privește greșelile. Și de aici poate să fie și paradigma aceasta de mai bine nu mă bag să nu mă fac de râs. Pentru că a greși nu-l văd ca pe un proces de dezvoltare, ci îl văd ca pe un proces care îl definește pe el ca om. Da? Deci palierul sunt ceea ce am. Nu am, nu sunt. Sunt așa cum mă vezi tu că sunt. Deci mă văd prin ochii tăi. Nu mă vezi bine, nu sunt ok. Sunt ceea ce fac. Nu mai fac, nu sunt. Și este palierul cel mai de sus, care este sunt ceea ce sunt. Sau sunt cine sunt. Și atunci trebuie să răspund la întrebarea cine sunt eu? Foarte grea întrebare. În momentul în care ai răspunsul real, apropo de ce vorbea Alexandra mai devreme, nu un răspuns politic, nu un răspunsul tău cu tine, cine sunt eu, și te confunzi cu acel răspuns și te regăsești în acel răspuns, este un proces de căutare ăsta, în care cursul de genul ăsta de dezvoltare personală te ajută, da? În momentul în care ai acest răspuns, dispare din importanță și ceea ce am, și felul în care mă vezi tu, și ceea ce fac, și rămân sunt ceea ce sunt. Și atunci eu învingerea sunt mea limitativă este că nu puteți avea un răspuns real la întrebarea asta. Gândirea ta limitativă, îmi place cum ai zis, Gabriel. Da, este o convingere pe care o ai la acest moment și pe care sper să ți-o putem provoca în curs. Și la sfârșitul cursului să ai și un răspuns la întrebare. Ceea ce a exemplificat Raluca, da? Am pățit-o și eu în maniera în care managerul meu direct nu avea încredere în resursele mele. Eu în compania în care lucrez am plecat de la jobul de șofer livrator. Când a trebuit să avansez pe cealaltă poziție, tu nu poți. Eu sunt genul de persoană care eu pot. În ce parte a celor expuse de tine se regăsește? Păi, pare că el te-a văzut într-un fel și tu nu te-ai văzut prin ochii lui. Din ceea ce descrii tu, nu, Ionel? Da, pentru că în momentul de față el este tot managerul meu, da? Până la 1 octombrie, că vom fi pe aceeași poziție.
Deci, nu ești pe palierul, sunt așa cum mă vezi tu că sunt. Ăsta e un palier pe care, din descrierea ta, l-ai depășit, nu ești acolo. Dar nu știu celelalte paliere, trebuie să-ți faci tu analiza. Sunt ceea ce am, sunt ceea ce fac sau sunt eu cine sunt? Eu zic că sunt ceea ce pot. Ceva de genul pentru mine. E ceva ce nu poți? Nu neapărat că nu pot, nu e nimic ce să nu încerc sau să zic nu. Ok, dar ideea este încerci în ce direcție. Da? Este foarte important. Pentru că poți să ajungi la Constanța și prin Bacău. Corect. Da? Și atunci încerci în ce direcție. Atâta timp cât nu ai foarte clar cine ești și ce-ți dorești să faci, s-ar putea să ajungi la Constanța, la Volan, Ionel, trecând prin Bacău. Am trecut prin multe. Cu asta te ajută, cu asta te ajută. Mă rog, dacă ai pe cineva în Bacău pe care iubești, why not? De ce nu? Nu se pune problema de asta. Zic că am trecut prin multe pentru că drumul meu spre job-ul pentru poziția pe care o voi ocupa a dus prin Timișoara, Craiova, Iași, Dolj și așa da, mai departe. Dar se pare că ai știut unde vrei să ajungi. Întotdeauna am știut unde vreau să ajung, asta pentru că în momentul în care m-am angajat în companie, luând-o pas cu pas, prima mea oprire în momentul când ajungeam în firmă, în curtea companiei, mă opream la mașinile de agent de vânzări pentru că lucrez într-un domeniu de FMCG și asta trebuie să fie mașina mea, ca și poziție și tot așa. Pare că te definești, dar aici e discuția ta cu tine, pare că te definești, sunt o persoană care nu se dă în lături în a se autoprovoca. Pare că sunt o persoană care îmi plac provocările și nu o să mă dau în lături de la ele pentru acele provocări care mă ajută să evoluez. Dar, din nou, e o discuție mai lungă, însă e important să răspundem. Dacă noi nu răspundem la întrebarea cine sunt, înseamnă că ne ducem în yo-yo pe unul din palierele respective. Și yo-yo ăsta înseamnă convingeri limitative și susținătoare, iar cele limitative nu neapărat le conștientizez. Și asta e important să fac. Dar ne ducem la relații. Ce grupe au luat relațiile și cine ne povestește puțin? Cu drag, Ionel. Cine ne dă exemple de la relații, de convingeri susținătoare și limitative? Despre sănătate nu vrea nimeni să vorbim, despre broccoli. Da, mă gândesc, toată lumea a fugit de relații. Nu, toată lumea s-ar fi năpustit, dar nu e cadra. Glumesc. Încă nu ne cunoșteam atât de bine, da, încât să alegem tema relației. E interesant asta. Spune despre interacțiunea pe care eram pregătit să o avem. La broccoli cu noi. Bun, despre sănătate cine vrea să ne vorbească? Nu vă provocăm acum să vă scoatem total din zona de confort, dar hai, despre sănătate. Gândiri limitative, convingeri limitative, susținătoare, cine ne ajută? Anda, îndrăznești? Vezi că ești cu microfonul închis. N-a fost subiectul grupei mele. Eu am fost la ce ați ales? La cariera? Ana Maria, da. Da, noi am avut cariera, dar dacă tot vorbim despre sănătate, aș putea da un exemplu chiar recent. Am avut piciorul în gips, am căzut și medicii mi-au spus că cel puțin 4 săptămâni eu stau cu piciorul în gips. Și eu le-am zis nu, maxim 2 săptămâni și cu un optimism fantastic, în 2 săptămâni m-am dus acolo și s-a uitat la mine și face nu știu ce ai făcut, dar mi-au dat gipsul jos de bunăvoie, adică nu să forțez situația sau ceva. Cred foarte mult că te ajută și în problemele de sănătate starea psihică, cât de mult te încurajezi, crezi că vei fi bine. Nu știu, eu le corelez tot timpul destul de mult și... Categoric, dar a fost o convingere la bază. Da, convingerea a fost că eu în maxim 2 săptămâni eu sunt bine, îmi trece repede, sunt ok și cu toate rezultatele chiar a fost. Cu alte cuvinte, ai avut ochelarii... Este doar un hop, nu este sfârșitul mersului meu. Da. Da? Pentru că alții spun, mamă, n-am să mai pot merge mult timp de acum înainte. Apropo de gândire limitativă. Da? Și tu ai zis,
Este doar un repaus pe care pot să-l depășesc mai repede decât alții. Și deși spuneați să nu dăm exemple oarecum din convingerile din jur, ca să zic așa, întâlnesc destul de des, mai ales acum în situația asta cu COVID-ul, gândirea, dacă aș ajunge la spital, nu, voi fi foarte rău. Adică pornești deja cu o convingere că dacă pășești acolo, eu personal întâlnesc lucrul ăsta cu mama mea, pe care încerc să o convinc că dacă, Doamne ferește, se întâmplă, asta e viața, la un moment dat toți o pățim, cumva, nu trebuie să vadă că dacă ajunge acolo mor, ceva de genul ăsta. Și, adică chiar văd și în familie la ea, chiar văd că are convingerea că... Exact, dacă ajung acolo mai rău îmi face, sau mai bine să nu știu. Nu vreau să-mi fac sunt analize. Niște... Mai bine să nu știu. Da, adică astea le regăsesc tot niște convingeri din astea în partea asta de sănătate, care te pot duce în două extreme total diferite. Poți să fii bine crezând că vei fi sigur bine, sau poți să-ți faci mai mult rău având din start convingerea că... Sunt prea ocupat să mă apuc de dietă. Mă apuc când sunt mai liber la serviciu. Eu sunt ocupată. Sunt prea ocupată, da? Sunt ocupată care te... de dimineață până seara, până vine, când vine vorba de dietă. Exact. Da? Deci astea sunt lucruri pe care trebuie să le identificăm. Care sunt blocajele pe care le avem? Practic, punem niște bariere. Exact, Alin. Astea sunt blocaje, bariere pe care ni le punem în mod conștient sau inconștient și cât de important e pentru noi să le identificăm pentru a le depăși. Ce mai vreau să vă arăt este... îmi vedeți ecranul? Da. Da. Vreau să vă arăt puțin legat de ceea ce am discutat. Ca o concluzie, dacă vreți, de ce este important să ne uităm la creșterea acestui nivel de inteligență emoțională? Pentru că profilul acestor oameni îi face să rămână calmi în momentul în care există stres și presiune, să înțeleagă ceea ce simt ceilalți. Sunt oameni cu care e ușor să interacționezi, nu numai să lucrezi. Sunt oameni care nu te rănesc în mod gratuit, pentru că știu diferența dintre a fi deștept și a fi deștept emoțional, da? Și este un echilibru pe care îl pot crea eu cu mine. Și n-aș vrea să încheiem această întâlnire, pentru că se face târziu, fără să ne uităm la niște curiozități legate de zona de EQ. Și v-aș pune o întrebare. Care credeți că sunt persoanele care au nivelul de inteligență emoțională cel mai mare? Femeile sau bărbații? Femeile. Femeile. Bărbații. Acum pe bătălia sexelor. Cu siguranță femeile, cu siguranță. Aveți o statistică? Da. Adolescenți. Atunci nu ne mai țineți în suspans. Gata. Am pus pe ecran. Nu vă mai țin în suspans. Nu există diferențe semnificative între scorurile IQ ale bărbaților și femeilor. De adevărat, acum pot să spun că la asta mă gândeam și eu. Așa, sunt convinsă că da. O altă întrebare pe care... Deci să prefac! Deci, o altă întrebare pe care v-aș pune, care sunt, credeți că sunt joburile, rolurile, care sunt ocupate de persoanele cu nivelul mare de inteligență emoțională. În ce fel de posturi ai nevoie de persoane cu IQ mare, după părerea voastră? Resurse umane. Da. Public relations. Exact, în relația cu clienții. Ia uitați-vă aici. Executiv. Suport clienți. Voilà. Da. Suport clienți. De ce? Are sens. La suport clienți nu prea sună nimeni să zică mulțumesc. Chiar îmi spunea un cursant, zice, Simona, lucrez de 5 ani în suport clienți și în 5 ani au fost 2 telefoane de mulțumesc. Restul a fost numai de ce nu merge, nici măcar după ce se rezolva, dacă era vreo problemă, nu primeam. Da, deci aici este customer support-ul. Zona asta de suport clienți este important să avem oameni cu nivel de IQ mare, pentru că trebuie să fie în echilibru, trebuie să fii într-un echilibru să auzi mereu numai comentarii negative și să poți să nu-ți pierzi energia și calmul și să fii în echilibru tu cu tine și de asemenea să păstrezi relații echilibrate cu cei din jur. Sigur că zona managerială, scuze. Eu aș mai adăuga aici că ar fi fain ca și doctorii să aibă un IQ mare. Ar fi.
Ar fi și n-ar fi. De ce n-ar fi? Nu trebuie să se implice emoțional în fiecare caz și să sufere. Mâna și s-ar putea să aibă două unghii în loc de una. Da, deci ideea este, vine la pachet zona asta de IQ mare și empatie mare. Țineți minte că medicii n-au voie să intre în operații pe membrii familiei. Da, exact. Da? Pentru această fază. Deci e bine să... Nu sunt considerate joburile în care trebuie nivelul de IQ să fie cel mai mare. Aici sunt top 3. Hai să o luăm așa, da? Da, trebuie să fie un nivel de IQ ridicat și la medici, dar nu top 3 joburi. Și atunci top 3 sunt suport clienți, manageri și zona de vânzări. Aș zice că la suport clienți intră medicii de familie. Da, poți să... Ei au chiar cel mai mult contact cu pacienții. Primul contact cu pacientul e medicul de familie. Corect. Cam asta a fost pentru această seară. Sper că a fost util. Am să-i dau cuvântul Oanei, pentru că mai are să ne spună câteva informații, credem noi, interesante. Și vă mulțumesc mult pentru participare. Și vă doresc mulțumim să folosiți cât mai mult și vă așteptăm la curs. Mulțumim tare mult! Da, putem să mai luăm și câteva întrebări, Simona, și propun să luăm 3 întrebări, 2 de aici și una de pe Facebook. Și puteți să ne le adresați, da, suntem live pe Facebook și avem și acolo 70 de participanți care ne urmăresc. Și înainte să adresăm aceste întrebări, aceste 3 întrebări, am zis eu pentru că e timpul deja depășit, aș vrea să vă dau și veștile surpriză legate de faptul că am pus în joc 2 burse de 50% pentru acest curs de leadership, unde intrăm în multe alte detalii legate de inteligență emoțională, emoție, empatie, și alte 10 sau 9 competențe importante în zona de leadership. Și spuneam că am pus la bătaie aceste 2 burse la care vă invit cu drag să aplicați. Vă mai spun de asemenea că există o modalitate flexibilă de plată pentru cei care se decid să vină în program și mai ales cu atât mai mult dacă își achită din propriile fonduri. Putem lua în calcul achitarea acestui curs în mai multe rate. Nu în ultimul rând, pentru toți cei care au participat astăzi și au rămas alături de noi pe parcursul acestei serii, avem un discount de 10% pe care îl puteți accesa în următoarele 24 de ore trimițându-ne un mesaj și îl vom lua în calcul. Dincolo de asta, doresc și eu să vă salut și alături de noi este și Lavinia Rașcă, care a fost pe tot parcursul serii împreună cu noi. Dacă sunt întrebări, eu vă invităm să ni le adresați. Pentru această reducere de 10%, unde anume trebuie să trimitem mesajul? Pe pagina de Facebook sau de pe site? Vă vom trimite noi un mesaj oricum tuturor celor care au participat în seara aceasta și puteți să dați reply acolo. Veți avea de asemenea în mesaj și prezentarea din această seară, pentru că au fost întrebări cu privire la asta. Vă vom pune la dispoziție. Și în ultimul rând vă așteptăm și pe pagina noastră de Facebook, unde vom mai posta și alte evenimente interesante pe parcurs. Mulțumesc! Și pentru această bursă, cum se va face selecția? Pentru această bursă veți avea un link în mesajul pe care vi-l voi trimite în această seară, iar selecția se face în baza motivației de participare. Deci o să vă rugăm acolo în mesaj unde aplicați să completați motivația de participare și alte câteva detalii. Există și un regulament aferent pe care îl puteți consulta pentru toate detaliile, iar bursa va fi anunțată undeva chiar înainte de începere pe 14 septembrie. Mulțumesc mult! Mulțumesc și eu! Care este intervalul cursurilor? Poftim? Ca ore. Între ce ore? Cursurile se desfășoară în fiecare marți de la 5 la 8. O să fie sesiuni săptămânale.
și vom începe în weekend cu o sesiune ceva mai intensivă pe 18-19 septembrie. Ia ce-o pus lor în birou, uite aici. Tablou cu... Nu cred că v-am înțeles foarte bine. Probabil că a fost microfonul activ. Aș mai avea eu o întrebare legat de perspectiva cursurilor în regim corporate pentru leadership 360 sau management 360. Mi s-a părut interesant faptul că ați zis că aceste cursuri se desfășoară pe mai multe săptămâni sau luni. Și chestia asta e interesantă în comparație cu alte cursuri care se fac în 5 zile și apoi nu mai știm, nu mai interacționăm. Ce mecanisme aveți ca să măsurați, să zicem, performanța cursului pe care îl faceți la o firmă și cum mențineți legătura cu clienții? Dacă legătura se termină, că se termină cursul sau apoi mai oferiți suport sau pentru întrebări? În programele pe care le organizăm pentru companii, în primul rând că pornim de la niște competențe pe care compania le caută la managerii lor. Deci, clar, ne uităm la acele competențe și construim pe ele. Și sunt evaluări inițiale pe care le facem legate de aceste competențe, fie prin interviuri, fie prin alte tipuri de assessment-uri ceva mai, să spunem, sofisticate și validate științific, cum sunt assessment-urile de la Human Synergistics, prin care ne uităm la aria aceasta de competențe și la ce nivel se află managerii la începutul programului. După care parcurgem acest program, care are, exact ca și în cazul cursurilor open, mai multe etape și o zonă în care participanții interacționează. Da? Pot fi proiecte, pot fi tot felul de inserții pe parcurs pentru a-i ține pe participanți activ de la un modul la altul. Iar la final putem relua acest assessment. Spre exemplu, dacă vorbim de leadership, unde sigur e o zonă soft skills și este mai greu de urmărit, o putem vedea ca evoluție în comportamentul echipei și în performanța echipei și putem face asta cu ajutorul celor care ne solicită cursul, dar putem să reluăm assessmentul respectiv la 6 luni de zile sau la un an de zile și să vedem dacă tipurile de comportament au evoluat și în ce direcție. Da? Deci există tot felul de modalități prin care putem să măsurăm progresele și de obicei există o persoană din echipa noastră care urmărește tot acest traiect. Mulțumesc. Cu drag. Bun, dacă mai sunt și alte întrebări, eu le preluăm cu drag și pe mail sau la telefon oricând. Vă mulțumim încă o dată pentru o super participare și interactivitate. Mulțumim și echipei noastre de traineri, Simonei, Laviniei, Monicăi, că au fost alături de noi. Mulțumim Ilir și mulțumim tuturor celor care au avut curaj și au participat și au rămas probabil multe lucruri nelămurite, dar le vom regla în evenimentele sau cursurile următoare. Mulțumim! O seară frumoasă! La revedere! Vă mulțumesc și eu foarte mult că mulțumim. Ați făcut onoarea aceasta, că m-ați invitat acolo. Mulțumim, Ilir, că ați fost cu noi până la final. Vă urez succes în continuare în tot ceea ce faceți. Așa vă îmbrățișez pe toți și vreau să nu uitați să mă trimiteți și mie din când în când când apar programele noi ca să participi. Așa facem. Așa facem, sigur. Bine, vă pup, la revedere! La revedere! La revedere!